ar trebui să dezvolți un pic mai mult răzvan, exact momentul în care alegi să folosești anumite obiective doar. Este un ping-pong între obiective și responsabilități, și anume, când vreau un lucru să rămână la fel, okay, este responsabilitate. Este lucru care, bă, ăsta e, asta e ceea ce trebuie făcut normal, în mod normal, da? Când vreau să îmbunătățesc ceva de acolo, devine obiectiv. După ce l-am îmbunătățit, devine înapoi responsabilitate. Dar cum transmitem cultura asta sau lucrurile astea mari, macro, importante, de sus în jos? Cred că știu cum. Făcând exact cele două lucruri pe care le-au zis oamenii ăștia din fața noastră. Angajând în continuu și neacceptând bullshit-uri. Restul le găsiți pe TBV Digital. Atunci știți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili. Ia să vedem. Ziceți un topic în care ați fi interesat să vorbim. Ia zi, Daniele, tu. Discutăm de cultură organizațională. Ce cultură, mă? Cultură generală. Dar ce te interesează pe cultura organizațională? La modul cum să închegăm mai bine echipa de top management, uh-huh, cu fondatorul și după aia restul oamenilor cu echipa de top management, să fim cumva închegați și să tragem gen la același cal, oarecum. Simt că există o dezalinere destul de mare pe zona asta și nu doar la mine, în foarte multe companii. Asta sau ține într-un fel de cultură, dar băi, de ce se întâmplă chestia asta e destul de simplu. Primul lucru e viziunea și misiunea. Ok, unde dracului vrei să ajungi în următorii 5-10 ani și de ce? Asta okay, să fie foarte clară. Pe locul 2 apar punctele critice din business. Adică care sunt lucrurile pe care trebuie să... De obicei sunt două, maxim trei într-un business care trebuie să ne asigurăm că le facem al dracului de bine. Da? Okay. De exemplu, în e-commerce poți să ai marketingul, logistica și mai încă unul care cumva te face unic. Da? Okay. Dar trebuie să știi care sunt alea, care sunt punctele alea critice din business. Dar apoi sunt doar câteva obiceiuri de management care duc la ce vrei. Există două tipuri de management. Există managementul creșterii și managementul vârtejului. Managementul vârtejului e managementul operațional. Da? Majoritatea ce fac este că sunt atât de mult prinși în vârtej încât n-au timp să mai ocupe de creștere. Corect. Acum, managementul vârtejului se face prin responsabilități clare, roluri clare, okay, și proceduri, dar procedurile vin la urmă, procedurile și procesele. Primele sunt rolurile și responsabilitățile. Managementul creșterii se face cu obiective. Cel puțin cu obiective trimestriale, asta e recomandarea mea pentru toată lumea, obiective trimestriale, clare și mai departe. Motivul pentru care top managementul nu este aliniat cu CEO-ul sau nu este aliniat cu oamenii de sub, okay, este ori nu au obiective clare, ori au foarte multe obiective. Una din două. Ori nu au, ori au prea multe. A doua chestie, de ce își petrec managerii foarte mult timp în vârtej, este că oamenilor nu au rolul și responsabilități clare. Pentru că în mod normal, ceea ce vrei este așa. Fiecare rol... Asta e lista de responsabilități, dar clare, specifice, măsurabile, să poată să fie verificabile. Nu am pentru vânzător să crească vânzările. E căcat. E prea vag. Da? Da, corect. Câte telefoane ar trebui să dea pe zi? La ce marjă de upsell-uri ar trebui să fie? La ce rată de conversie ar trebui să fie? La ce întâlnire ar trebui să participe? Și
toate lucrurile astea foarte specifice, inclusiv la întâlniri, de exemplu, că ai întâlnire zilnică, întâlnire săptămânală, păi, la ce oră? Okay. Da? Trecut în responsabilități. La fiecare 3 luni există evaluarea de performanță. Evaluarea de performanță este ceea ce aduce responsabilitățile în realitate. Dacă aia nu există, ai făcut degeaba rolurile și responsabilitățile. Este o pierdere de timp. Okay. Evaluarea e singura care le aduce. Dar evaluarea trebuie să fie făcută pe responsabilități. Ok. Și ăștia-s de acord cu mine. Ce drag. Deci... trebuie făcută pe responsabilități. Asta ce permite? Permite ca angajații să nu mai aibă nevoie să meargă la șef, la dracu, la lacu, să știe ce ar trebui ei să facă. Okay. Iar apoi procedurile, ele vin să răspundă la întrebarea cum. Cum fac responsabilitatea X, cum fac responsabilitatea Y mai eficient sau cum vrea compania ca eu să-mi fac responsabilitatea. Și în ideea că n-au nevoie practic de validare dacă au totul foarte clar stabilit. Exact. Mai mult decât atât, le dai lor puterea să știe, bă, dacă astea sunt responsabilitățile mele, eu știu cum să performez. Okay. Pentru că mă uit acolo și zice, bă, trebuie să dau 10 telefoane pe zi. Bă, dacă vreau să performez, poate ar trebui să dau 15. Ok. Ar trebui să mă mențin în rata asta de conversie la upsell. Bă, da, dacă aș duce-o acolo, aș putea să performez mai mult. Da? Ok. Și, de fapt, salariul oamenilor este plătit pentru responsabilități. Punct. Tu nu plătești salariul pentru obiective. Pentru obiective ai bonusuri. Da? Ok. Obiectivele trebuie să vină neapărat. Pentru că eu când am băgat chestia asta, pot să spun cu mâna pe inimă că eu am băgat în România managementul pe obiective. Când am băgat lucrul ăsta, oamenii ce au făcut? Au luat obiectivele și le-au transformat pe post de responsabilități. Adică au pus obiective oamenilor chestii de genul să dai 10 telefoane. Păi, dar stai puțin că asta e responsabilitatea, asta nu e un obiectiv. Pentru asta te-am angajat, asta e jobul tău. Ok. Niciodată nu pun obiective pe lucrurile care trebuie să fie în responsabilități. Ceea ce fac, pun obiective pe lucruri care trebuie să fie peste responsabilități. Și cum îți dai seama... de unde e bariera asta de a pune obiectivele pe responsabilități și nu pe să le pui pe lucruri mai micro, să zic așa? Că se întâmplă, inclusiv mie mi se întâmplă chestia asta în companie. Dă un exemplu. Ce exemplu să-ți dau? Am unul cap, dar... N-aș vrea să afară, pă. Dar ai camere. Zi altul. Uite, să spunem, spre exemplu, că cineva de la IT ar trebui să facă anumite lucruri de common sense și pentru că nu se întâmplă la timp, bonusez ca să se întâmple mai repede. Which is not ok. Păi pentru aia ai concediere. Nu bonusuri. Se întâmplă un lucru foarte idiot în companiile române și anume... se bonusează responsabilitățile. Lucrul ăsta niciodată nu duce la un lucru bun. Pentru că bonusurile și consecințele, ele fac un lucru extrem de important într-o companie. Stabile standardul. Ok. Anume, tu transmiți omului că ceea ce bonusezi este peste standardul companiei. Dacă tu mă bonusezi pe mine, îți dau 10 telefoane, asta înseamnă că este peste standardul companiei. Standardul companiei, atunci eu mi-l transform la 5. Pentru că okay. Ăla e standard, da? Ceea ce penalizez, transmit că este sub standardul companiei. De asta nu penalizăm niciodată obiectivele. Pentru că asta ar însemna că eu spun că obiectivul ăla este sub standardul companiei, ceea ce ăla nu mai e obiectiv, e responsabilitate. Okay. Da? Și cum fac să-mi dau seama cum să stabilesc clar responsabilitățile fiecăruia, spre exemplu, din oamenii din top management. Ca să-mi dau seama după aia, după ce am baza asta formată, după aia să știu, bă, ok, ăsta e nivelul, deci pun obiectiv ceva, nu știu, la 1, ori 1,5, ori 2, dacă e, spre exemplu, undeva măsurabil, ca să zic, da, e peste average, deci poți să-l bonusezi. Uite, cu Silvia am trecut prin scrierea responsabilităților. Poate povestești tu mai bine aici. Da. Păi, deci am fost exact în zona asta. Am mers de prima dată, am făcut obiectivele, pentru că nu aveam responsabilitățile clare. Am creat anumite obiective
pe care le-am lansat în echipă. După 3 luni am mai evaluat obiectivele. Stai, aici au venit cu linia trimestrială, au venit cu câte aveați? 30 de obiective. La, ceva de gen. La, ce, la număr de câți angajați? Nu, la un număr de vreo 6 responsabili, ceva de genul ăsta. 6 responsabili, 30 de obiective. Deci 5 pe om. Ceva enorm. Normal, știi, ca o friturică mică așa. Și de măcar de erau împărțite așa, 5 pe fiecare om. Nu, unul avea 15 și deci altul era... 2. Exact. Am învățat, după aceea încet încet am învățat să le facem, dar ideea e că asta e, la început hai punem și pe obiectiv și pe aia, punem obiectiv și pe aia, punem obiectiv și pe aia, că ai nevoie. Ne trebuie și aia, ne trebuie și aia, ne trebuie și aia. Ideea, uite, aici de fapt cred că ar trebui să dezvolți un pic mai mult, Răzvan, exact momentul în care alegi să folosești anumite obiective doar. De ce? Pentru că după cum am trăit eu pe propria piele, toate sunt importante, toate trebuie să se întâmple cât mai repede, ieri dacă se poate. Și atunci ai tendința să le pui pe toate pe masă. Asta e ceea ce numesc ai noștri strategie. Deci mă scoate din sărite cuvântul ăsta. Pentru că ceea ce înțeleg oamenii prin strategie, hai să scriem tot ce ne-am dorit. Asta este o strategie la noi. Scriem tot ce ne-am dorit, frumos, tot, complet, și ne trezim cu 30, 40, 50 de obiective care fac același lucru ca și cum n-ai fi scris niciun obiectiv, pentru că creează la fel de multă confuzie. O strategie este despre compromisuri. Asta e o strategie. O strategie înseamnă renunț la lucru X, Y, Z ca să pot să fac ăsta, pentru că ăsta mă duce la un nivel în următorul trimestru, astfel încât să pot să fac dublu în următorul și poate triplu în celălalt. Ok. Și, de fapt, când ai în cap că vrei să creezi o strategie pentru un trimestru, de fapt este care sunt alea puține lucruri pe care ar trebui să le trecem în obiective, astfel încât să oamenii să-și păstreze focusul. Ok. Restul să le las dracu în vârtej, pe responsabilități clare, și apoi următorul trimestru mergem pe următoarele. Dar oamenii nu vor să renunțe la asta. Ei vor mult, ei vor tot. Da, eu am picat capcana asta, chiar vorbeam și cu Adrian pe drum, și am picat în capcana asta de vreo două quartere în trimestrială, cu foarte multe obiective și cu responsabilități care sunt de fapt obiective. Și am picat puțin în capcana asta. Obiective pe care le... Da, responsabilități pe care voi le considerați obiective, dar ele de fapt sunt responsabilități. Exact. Corect. Și aici am picat puțin în capcana asta și... Este un ping-pong între obiective și responsabilități, și anume, când vreau un lucru să rămână la fel, okay, este responsabilitate. Este lucru care, bă, ăsta e, asta e ceea ce trebuie făcut normal, în mod normal, da? Când vreau să îmbunătățesc ceva de acolo, devine obiectiv. După ce l-am îmbunătățit, devine înapoi responsabilitate. Ăsta e ping-pongul care se întâmplă, dar nu pot să iau toate responsabilitățile, trec în obiective că vreau să îmbunătățesc totul deodată. Că nu funcționează, știi? Dar cum îmi dau seama dacă, sau cum ar trebui să fac ca să-mi trasez clar responsabilitățile pentru fiecare om? Că, spre exemplu, pentru unii poate știu să le tratez, să le trasez foarte bine, iar pentru alții poate nu știu atât de bine. E ce începe prima? Responsabilitățile sau evaluarea? Evaluarea e prima. Evaluarea e prima. Ok. De ce? Pentru că evaluarea te împinge în contextul în care să zici, ok, dar ce dracului evaluezi la tine? Ce te întreb? Da? Ok. Băi, ai dat atâtea telefoane? Ok, asta e, uite, o responsabilitate și o trec acolo. Băi, ai făcut aia? Și așa mai departe. La fel când îți apar probleme și zici, ia uite, vânzătorii mei, în loc să recomande nu știu ce, fac altceva. Ok. Și atunci ți-ai dat seama, uite, o nouă responsabilitate care trebuie să o trec în fișa de responsabilități la rolul respectiv. Important aici este să o faci specifică, extrem de specifică. Okay. Iar când un om intră nou în companie, evaluarea este de fapt ceea ce îl pune pe drumul bun. Nu trainingul, nu inducția, nu nimic altceva. Evaluarea. Okay. Dacă un om, când angajezi un om, programul de evaluare trebuie să fie ceva de genul. La primele două săptămâni după ce a fost angajat, okay, la prima lună, la primele două luni și la primele trei luni.
După care poți să o lași ori lunar, în funcție de anumite roluri, ori quarterly, ori trimestrial. Da. Okay. Dar așa ar trebui să fie la început. Și motivul pentru care trebuie așa la început este că, de fapt, oamenii înțeleg ce se vrea de la ei, ce este bine și ce nu. Ok. Altfel, de ce nu mai multe ori oamenii sunt lăsați în inducție, ok, hai să se acomodeze, și să... Și o iau pe o cărare care ție este extrem de greu să o schimbi după. Știi? Ok. De asta facem lucrurile așa. Răzvan, uite că a venit vorba. Am făcut acel anunț de recrutare prin care am zis, uite, obiectivul sau responsabilitatea până la urmă este să vinzi de 10.000 de euro pe lună. Chestia e că în momentul în care le ceri oamenilor să vină cu un plan ce vor face, vin exact cu chestia asta. Să dau 10 telefoane pe zi, să am 2 întâlniri pe zi, să am 10.000 de euro. Destul de vag. Nu? Nu, adică nu merg dincolo. Se opresc exact în limita, toți îți zic exact lucrurile pe care vrei să le auzi. A sort of. Dincolo unde? La 15.000 sau la 20.000? Da, nu merg spre 15.000, spre 20.000, nu merg spre 20 de telefoane pe zi, nu merg pe 4 întâlniri pe zi, nu 2, câte zici că băi, asta mă aștept să se întâmple. La modul că nu ești cu un plan, ce o să fac după, cum să cresc chestia asta. Câți oameni ai văzut? Nu suficienți. Nu suficienți. Câți? Vreo 30-40. E clar că nu suficienți. I-ai văzut pe ăștia 30-40 sau au aplicat ăia 30-40? Nu, i-am văzut. Bă, astea-s recrutările. Dacă nu ești dispus să accepti realitatea, e foarte greu să dai în față. Pentru că foarte mulți fac compromisuri la recrutări, pentru că trec prin mulți tâmpiți, mulți oameni care nu au ceea ce vrei, dar zici până la urmă, bă, după ce am văzut 10-20, dă dracul, îl angajez pe ăsta. Din lipsă de răbdare, din lipsă de timp. Antreprenorii trebuie să seteze foarte bine mental la ce înseamnă recrutări făcute bine. Și asta înseamnă de multe ori să vezi sute de oameni până când ajungi să găsești pe unul care ăsta poate să schimbe cu adevărat lucrurile. Perfect de acord cu tine. În schimb, uite, îmi dau seama că am pus niște obiective greșite din punct de vedere financiar. Tocmai pentru că mă gândeam, băi, ok, haide că o să angajăm pe cineva care o să înceapă să și... Planul în felul ăsta l-am dezvoltat, pe când cred că abordarea corectă era să fiu puțin mai rezervat și să zic, măi, în Q-ul ăsta ceea ce mă interesează este să găsesc acei doi oameni geniali. Nu am niciun obiectiv de creștere din punct de vedere financiar, ci este să găsesc acei doi oameni geniali care să poată să ducă lucrurile mai departe. Vezi tu, asta înseamnă de fapt strategie. Strategie înseamnă să poți să renunț la un obiectiv care mi l-aș dori și anume să mai cresc financiar următorul trimestru, ca să pot să mă focalizez pe ceva care, de exemplu, să recrutez doi oameni geniali, care ăia când mi-au venit în companie îmi vor crește de 3 ori mai mult. Așa e. Și de fapt aici e compromisul pe care l-am făcut, că am zis, haide că vrem să creștem și financiarele, dar vrem să... Și recrutăm. Exact, să și recrutăm în același timp și haide cum le împăcăm pe amândouă. Și de fapt aici e greșeala. Când alergi după doi iepuri din nou. Da, ideea e când ai și pe cineva... unul foarte ok în echipă, practic și ceilalți, ridici nivelul și ceilalți o să se alinieze sau o să plece și atragi oameni din ce în ce mai buni. Asta dacă concediezi la timp. Da, total de acord aici. Adrian, total tu ce zici, dragul? Am o întrebare exact pe zona asta cu concediere, scuze-mă că te întrerup. Cum este corect? Tu să presupunem că ești o companie. Da? Cum exemplu meu, da? Ai 200 de angajați și la un moment dat tu știi din flair-ul tău, din feeling-ul tău, din conversațiile tale că anumite persoane din cadrul echipelor directorilor nu ar trebui să fie acolo. Și cu toate astea, ele încă sunt low performări. Ce faci? Ridic standardul managerilor. Băi. Cum? Motivul pentru care managerii țin oameni neperformanți asta este pentru că targetul tău pentru managerul ăla e prea mic. Ok. Dacă targetul e mai mare, okay, ei nu pot să țină oamenii neperformanți, că nu pot să mai atingă targetul. Ok. De asta își permit să țină. Mai avea aici o mențiune. Da, da, bun asta. Un alt motiv este și faptul că nu se întâmplă nimic dacă nu-și ating targetul.
La fel. Adică indiferent cât de mare ai pune targetul, dacă nu se întâmplă, nu există nicio consecință. Avem consecințe. Da, reală și dureroasă. Nu, targetul să... probabil nu e realizat corect. Cum să, de exemplu, mulți pun targetele ca obiectiv. E da și nu. În sensul că, băi, dacă există un target pentru care rămâi angajat. Ok. Da? Obiectivul este dacă creștem targetul ăla. Atunci devine obiectiv. Dar okay, nu-mi pune, de exemplu, eu am un vânzător, să spunem, care el îmi vind, trebuie să-mi vândă ca eu să pot să fiu pe zero cu el. Okay. Da? El trebuie să-mi vândă, să zicem, 10.000 de euro pe lună. Okay. Păi ăla nu e obiectiv, mânca ți-aș ochii, ai responsabilitate. Că practic trebuie să se plătească singur. Exact. Dacă nu se plătește singur... Normal că e ajustabilă, în sensul că dacă e în primele 3 luni de angajare, e în funcție de companie, în funcție de industrie. Când un vânzător ajunge, sau când cerem să ajungă profitabil. Da? Ok, poate fi 3 luni, 6 luni. Poate fi 3 luni, 6 luni, dar și în primele 3 luni nu e 10.000, dar poate trebuie să fie 3.000. Că okay, altfel țin oameni care habar n-au să vorbească și eu sper să ajungă să vândă 10.000. Ok. Da. Deci, ca și concluzie, ar trebui să avem mai multă răbdare în a recruta, ca să putem să găsim persoane mult mai aliniate culturii noastre, viziunii, misiunii cu care începem. După ce găsim persoanele alea, să le trasăm clar niște responsabilități și după ce vedem nivelul, să trasăm niște obiective care să fie, dacă responsabilitățile sunt la nivel de număr, să nu știu, să fie mult peste numărul respectiv, ca să ăsta e average-ul, deci o chestie ori doi ar putea să fie genul un obiectiv. Da, exact. Okay. Și după care resetezi totul în funcție de rezultatele obiectivului respectiv. Și cum îți dai seama prin trimestrial, îți dai seama dacă responsabilitățile pe care le-ai dat sunt corecte sau nu sunt corecte, dacă au ajutat sau nu au ajutat practic în cadrul departamentului? Cum faci aici evaluarea asta? Îți dai seama dacă responsabilitățile sunt ok în evaluări, dar nu neapărat în trimestrială, în evaluările oamenilor. Okay. Și doi, îți dai seama după timpul pe care este petrecut pe management. Okay. Pentru că eu de fiecare dată zic că dacă parenting-ul sau management-ul durează prea mult, înseamnă că nu-i făcut bine. Dacă îți mănâncă prea mult timp, atunci nu prea ai făcut bine. Înseamnă că, la fel și ca părinții ăștia elicopter de într-una sunt cu ochii după copii să vadă ce fac să așa mai departe, copilul ăla nu are timp să-și găsească identitate. Așa este. Și să dea cu capul și să facă și să dreagă. Faptul că facem management, asta nu înseamnă că ar trebui să ne ia 50% din timp să facem management. Oamenii care știu să facă management bine le ia undeva la 10, maxim 20% din timp să facă management, restul fac ce naiba au de făcut, alte okay, lucruri. Okay. Da? Okay. Oamenii care nu fac bine le ia tot timpul, pentru că stau după ăla nu știe responsabilitățile, ăla nu știe unde își găsește procedura, ăla nu știe dacă el trebuie să se ocupe de aia, ăla nu știe dacă... Numai lucruri de genul ăsta. Întrebare, cât ar trebui să-și aloce, spre exemplu, la nivel de director, ca și timp, din un pool de timp de 100%, cât ar trebui să-și aloce pentru o strategie, cât ar trebui să-și aloce pentru management operațional, să zic? Mă, ca lider... Ca lider. Ai, ca top manager, ai undeva 10-20% din timp este cu adevărat pe management, ceea ce înseamnă întâlniri zilnice cu echipa de 15 minute, întâlnirea săptămânală, evaluări de progres pe obiectiv, adică la două săptămâni te întâlnești cu fiecare om de al tău și vezi progresul pe care l-a făcut pe obiectivele care tu le-ai cascadat din cele pe care tu le-ai primit, okay, tu cascadezi obiective către oamenii tăi, da? Okay. Și atunci trebuie să se întâlnească cu oamenii către care a cascadat obiective să vadă progresul odată la două săptămâni. Okay. Și trimestrial, evaluarea de performanță, care e pe responsabilități. Okay. Ăsta e managementul. Acum, ca să poți să faci asta, trebuie să-ți petreci undeva la 30-40% din timp, undeva la 30%, pe recrutări. Nu okay, poți să faci asta dacă nu-ți petreci timpul ăla pe recrutări, că nu poți să nu-ți vine să dai oamenii afară. Atunci când știi că ar trebui să-i dai afară. Ok.
Și restul timpului este pe strategie și găsit soluții la probleme mari. Nu la... Ok, deci cam un 50% din parte trebuie gen strategie și... Ok, 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 bun. Cum facem atunci când un director respectă niște responsabilități? Nu, hai să luăm nu respectă niște responsabilități, Leac. Sunt clar trasate. Spre exemplu, ca să nu dau nume, am avut speța, am cerut, nu știu, un anumit raport de comun acord pe o anumită dată a lunii de la unul din director și timp de, nu știu, 6 luni de zile, niciuna din luni nu s-a prezentat raportul la timp. Din vari motive, din foarte multe scuze. Că X, că Y, că Z. Știi cum e cu responsabilitățile? Dacă la obiective suntem pe bonusuri, da. La responsabilități suntem pe consecințe. Ok. Acum. Consecințele pot să mergi cu ele monetare, okay. Sau poți să mergi doar cu consecințe scrise. Adică, ai primit avertisment, îți dau avertisment scris, okay. În momentul în care o responsabilitate nu e realizată, da? Ok. Numai că mai scrie ceva în contractul al nostru. La X responsabilități, la X avertismente zbori. De okay. Acolo e problema lui. Nu mai este a mea. Și ar trebui anormal, asta e pe trimestru, adică okay. Nu pot să îl dau afară după 5 ani că a adunat 3 avertismente. Da? Okay. Au o, cum vorbeam o noi perioadă ieri. De prescript. Exact, se okay. Prescriu. Se prescriu. Ok, ok, ok. De-aia nu mai poți tu să faci omoruri, că nu se mai prescriu. Trebuie să înțelegem că concedierea este unul din lucrurile care menține o cultură bună într-o companie. Și ce face un coș de mere în care ai 4 mere stricate și pui 15 bune peste? Se strică și alte. Nu se îmbunătățește niciunul. Corect. Dacă mărul e stricat, strică pe ceilalți. Asta e problema cu concedierea. Dar oamenii nu concediază, unul pentru că nu au responsabilități clare să concedieze pe alea, nu că m-a enervat pe mine. Nu. Și doi, pentru că nu fac recrutări cât ar trebui să fac. Ok. Deci primul pas ar fi trasarea clară a responsabilităților pentru fiecare. Am ceva, dar apropo, eu nu scriu responsabilități. Foarte rar eu scriu responsabilități. Dar cine le scrie? Ei. Ei. Ok. De exemplu de asta, în TBF Digital există MBA-ul. Există una din lecții este cum ar trebui să fie scrise responsabilitățile. Ok. Ia lecția, scrieți responsabilitățile. Vii cu ele la mine, le modificăm. Asta nu e specific, asta nu e specifică, vezi că... Aia nu e nu știu cum. Facem okay. Un puțin de ping-pong. Ok. După care le-am stabilit. Ok, asta ți-e fișa de responsabilități. Când mai dau peste probleme, când mai dau peste lucruri, mai adăugăm la fișa de responsabilități. Și așa facem rolurile clare. Cum ar trebui să fac să procedez? Din vina mea, dacă am bonusat o anumită responsabilitate pe o perioadă mai mare de timp și mi-am dat seama că e responsabilitate, referitor și la ce mă refer, știu. Referitor, cum aș putea să o debonusez? Sau cum ar trebui să o bonusez și să o mut ca un obiectiv? Să știu care ar trebui să fie oarecum nivelul ei și să spun, bă, te bonusez și o transform ca un bonus doar dacă îmi faci, nu știu, de 2 ori, de 3 ori mai mult chestia respectivă. Potrești ca responsabilitate la cât ar trebui să fie și apoi pui un obiectiv pentru mai mult decât responsabilitate. Ok. Și de fapt ăla îl bonusezi. Ideea că nici nu-mi dau seama oarecum cam cât ar trebui să fie asta. De cel mai multe ori eu ce fac când nu știu la cât ar trebui să fie responsabilității? De exemplu, anumite roluri sunt noi. Okay. Sau intrăm într-o piață nouă unde nu avem benchmark, nu avem experiență, nu avem cifre în spate ca să pot să spun good. Aici ar trebui să fie. Ok, good. Cum faci aici? Lucrez pe obiective. Ai 3, 4, 5 obiective pentru un trimestru, văd ce iese. Din alea o parte trec în responsabilități, după care mai pun niște obiective okay. Și așa ajung acolo. Dar mai este încă o chestie. Ia-ți lideri care știu ce dracului ar trebui să facă. Păi asta se presupune că am făcut, da. Adică dacă ceri unui lider, bă, dăm responsabilitățile rolului tău, ok, pot să mai greșească la cum îl scriu, la specificitate, la că mai uită una, două, okay. Dar n-ar trebui să fie... Păi nu știu ce să trec acolo. Ok.
înseamnă că tu nu prea știi ce faci. Ok. Răzvan, acum o întrebare specifică, tot legată de recrutări. Ok, ești o societate mică în care ai câțiva oameni. Faptul că tu ai în permanență proces deschis de recrutare, cum e perceput de proprii angajați? Ca și când ai fi căsătorit, dar cauți în continuare, ai anunț deschis la matrimonial. La modul că se simtă, poate se simtă amenințat. Ce zici, domnule? Eu am situația asta, exact speța asta o am. Am un proces continuu deschis de recrutare pe absolut toate posturile din companie. Chiar poate dacă n-ai nevoie? Chiar dacă am nevoie, da. Doar ca da, pentru că pe unele posturi procesul la mine durează și 2 ani de zile. 3 am programatori pe care îi tatonez și cu care ies la cafea de 3 ani și ceva. Și știu, îl sun la 2-3 luni de zile, mai povestim, mai ne vedem. Și mereu, asta eu am un singur obiectiv. Hai să mai bem o cafea, că vreau să vii la mine. Adică asta trebuie să faci, te vreau la mine. Okay. Și durează. Asta înseamnă recrutare. Fix ce a spus el acum, asta înseamnă recrutare. Și mai e chestia, cum de oamenii nu se sperie. Uite o chestie. Dacă responsabilitățile sunt clare și se face evaluarea corect, oamenii buni de acolo își primesc siguranță. Ok. Pentru că ei când au trecut prin evaluare și au fost laude la responsabilitatea aia, la aia, la aia, la aia, la aia, felicitări, bravo, reușești, mergi foarte bine, nu știu ce, omul ăla nu-i țârie curul. Știi cu țârie curul? Ăla care din 20 de responsabilități, 10, da. La ăla-i țârie. Așa. Și la ăla ar trebui să-i țârie. Okay. Și la ăla chiar îl știi, că e omul de care trebuie să... Ok. Să te desparți dinainte să te apuci. Dar cum faci bun punctat, dar cum faci dacă își face constant responsabilitățile și de fapt plafonul de responsabilități inițial ai considerat că a fost bine gândit și bine stabil, dar cu toate astea bine s-a crescut și de fapt ce se întâmplă cu 2 ani la un anumit număr, acum ar trebui să fie la dublu, la triplu. Responsabilitățile sunt ca inflația, se schimbă, frate. Și când stabilești schimbarea lor? La quarter, la an, la jumătate de an, la de cel mai multe ori de cel mai multe ori trimestrial, okay. Reevaluezi lucrurile, pentru că tu le vezi în obiective, s-au atins niște obiective. Okay. Și atunci, ok, o parte din astea ce am atins, ar fi bine să treacă în responsabilități, nu le mai vrem ca obiective. Ok. Da? Bun. Și atunci de aia ele se tot modifică. Ok. Dar din chestia asta, antreprenorii pot să facă un tita mai elefant. Dar eu spun un lucru, tot ce ai de făcut ca antreprenor este să faci asta cu liderii tăi direcți. Dacă tu faci asta constant, exact ce ți-am zis, care e jobul liderului, să fie jobul tău, okay. Și faci asta constant, evaluarea pe responsabilități, evaluarea pe progres, întâlnirea trimestrială, și dacă dai oamenii afară atunci când trebuie, okay. Tot de jos se aliniază pe lucrurile astea. Hai dacă să, nu, hai să discutăm, să dezbatem aici puțin, că e un punct cheie, cred că, pentru noi aici la masă și pentru majoritatea tuturor companiilor. Care este punctul cheie în care ar trebui să dai oamenii afară? Ce râzi, Adi? Ia zi tu, dragul. Poate ne răspunde Adi. Primul, toxicitate. Instantaneu. Okay. E deal breaker snap. În momentul în care o persoană devine toxică, și aici pot să putem să aprofundăm ce înseamnă toxic, trebuie să-l scoți din companie cât de repede se poate. De-a doua zi, pe loc, indiferent de consecințe. Exact. Dar total de acord cu tine, da? Ca să vin în completare. Cum faci dacă tu consideri că o persoană este toxică, dar este din compania ta, dar este din cadrul unei echipe de unui director? Și tu zici, bă, nu mă bag eu peste directorul ăla, se dau omul afară, că e echipa lui. Deci e fair să-l dea el afară. Prima dată ai recrutat directorul greșit. Dacă el nu e capabil să vadă și să înțeleagă impactul negativ pe care îl are persoana respectivă. Okay. Deci, și a doua, în compania ta. Ok. Okay. Ultimul, ultimul responsabil în companie ești deci tu. Deci eu tot timpul am zis, bă, eu nu mă bag în echipele director, că sunt oamenii lor. Dar toate astea am avut anumite supărări sau frustrări și simțeam că unii, până la urmă a plecat o parte din ei. Dar simțeam de foarte mult timp că la n-are ce acolo. Bă, am și dat feedback-ul directorilor, dar s-au întâmplat foarte greu unele lucruri. Bă, asta spune mult despre directorul ăla. Okay. Ar trebui să-ți ridice multe antene când ține un om toxic în echipă. Ok. Dar doi, eu nu stau până când se trezește ăla. Exact. Lasă-mă în pace. Nu mă bag peste managementul tău, nu. Așa. Dar nu la chestii de genul ăsta.
Ok. Adică mi s-a întâmplat la un moment dat, eram într-o companie și eu lucrând doar cu top managementul, ceilalți angajați nu mă văzuseră niciodată, mă știau după nume, dar nu mă văzuseră. Nu. Și eu, cum n-aveam nicio poză pe net, nicăieri, nu știau cine sunt. Bună. Și eram în birou. Ok. Și era un mastermind care se întâmpla bilunar și au venit toți 50 la aia de ședințe de la noi. Și eu eram în birou, numai că eram în training, nu mai știu ce dracu trecusem pe acolo și vreau să plec. Și iese unul din angajați, era manager, dar în fine, angajat. A ieșit din sală și s-a întâlnit exact cu mine. Așa. Și mi-a cerut, zice, te rog, fă-mi și mie 5 copii la asta și adu-mi-le în sală. Zic, sigur, te costă vreo 10.000 de lei dacă vrei să fac asta. Zice, dar tu cine te crezi, mă? În momentul ăla a plecat. A zburat instantaneu. Nu era direct sub mine, era sub lider. Da. Dar a zburat instantaneu și nu pentru că mi-a zis mie, că de aia nu mai puteam eu să... Îi zicea unui copil, să zicem, aveam un copil, unul de 20 de ani, care tocmai îl luasem ca office manager, să zicem, da? Dar cum să îi zici așa unui copil că a făcut o glumă? Că eu chiar o spusesem în spirit de glumă. Și să-l iei la... Bă, mă, lași dracu, unde ne credem aici? Vezi, asta ține oarecum, deci ce ai spus acum, ține oarecum de o cultură pe care tu ai creat-o acolo, dar cum traducem lucrurile astea care noi simțim că practic fiecare din noi, inclusiv Silviu, chiar dacă nu e bine definită cultura, el are o cultură. Toată lumea are o cultură formată. Știi cum? Dar cum transmitem cultura asta sau lucrurile astea mari, macro, importante, de sus în jos? Cred că știu cum. Făcând exact cele două lucruri pe care le-au zis oamenii ăștia din fața noastră. Angajând în continuu și neacceptând bullshit-uri. Exact. În momentul, de ce? Pentru că dacă ai un proces continuu de recrutare, faptul că îi zici unuia mulțumesc pentru serviciile tale, ia-ți concediu și nu ne mai vedem. Nu, dar tu știi, spui, acum tu spui de fapt, ok, e importantă recrutarea continuă, dar nu trebuie să-i spui ăluia când îl recrutezi, bă, cam așa stau lucrurile în companie, să vadă dacă se aliniază sau nu așteptările tale. Alea sunt în responsabilități, zi, dragă. Problema pleacă de la lipsa de aliniere între oameni și tine. Ok. Deci HR-ul, ca să-ți poată recruta niște oameni, pe lângă zona de competențe, trebuie să-ți facă ție o profilare foarte bună pe valori, okay, pe comportament, pe tot ce vrei tu, astfel că oamenii noi care vin după ce au competențele necesare de care ai nevoie, să se profileze, să se mapeze și cu tine din punct de vedere psihologic și comunicare. Că degeaba aduci tu cel mai bun expert din lume la tine în companie dacă tu nu poți să comunici cu el, tu ca unul. Corect. Și corect. Dacă el nu se poate adapta la modalitatea ta de comunicare. Asta e o problemă pe care am avut-o și noi și am reglat-o cu astfel de teste psihologice pe care le facem. Uite, eu nu fac teste psihologice. Știu că nu faci, că am auzit că nu. Eu explic în MBA cum treci valorile în companie. Pentru că acolo se creează, ok, cultura. Dar ideea este, iei valorile, le transformi în comportamente. Dacă nu le transformi valorile în comportamente, rămân niște cuvinte bine spuse și frumos spuse. Okay. Și apoi asigură-te că comportamentele alea sunt reflectate în responsabilitățile oamenilor. Okay. Dacă nu sunt reflectate în responsabilitățile oamenilor, valorile alea nu există. Punct. Okay. Pentru că pe alea apoi se face evaluare. Asta e din perspectiva mea. Eu am făcut și eu teste, multe. Păi, când am luat-o cu adevărat pe cifre să o verific și să văd, băi, ok, am făcut cu teste și cu responsabilități clare și dat oamenii atunci când trebuie, afară. Când am făcut eu comparația asta, fiind eram atunci implicat în vreo 20 de companii, văd că diferența era niciuna, dar pierdeam o grămadă de bani și timp pe teste. Și atunci, de asta nu sunt fanul testelor, dar până la urmă același lucru spui și tu. Băi, ia valorile, cine ești și nu-ți fie frică
să spui, bă, astea sunt valorile, nu trebuie tu să fii de acord cu ele. Bă, asta sunt. Ăsta sunt eu. Și mă enervez? Sparg. Vezi că fac, vezi că drei. Astea sunt valorile, punct. Okay. Valorile le-a transformate în comportamente. Comportamentele alea să avem grijă să fie reflectate în responsabilități. Da? Okay. Dacă trebuie să vorbești într-un anumit fel, de exemplu tu ca officer, sau tu ca manager, de fiecare dată să zici mulțumesc oricărui angajat care îți te ajută cu ceva, treci în responsabilități. Okay. Dar nu știi ce am pățit pe zona asta, ci am avut niște probleme pentru că, spre exemplu, au venit directori, au avut oameni din cadrul echipelor, spre exemplu, la unul dintre directori, oamenii de acolo au avut o atitudine foarte, foarte urâtă față de alți colegi din firmă. Și am zis, bă, dacă eu mă duc și tratez ultimul om din depozit sau ultima femeie de servici, gen ultimul, și vorbesc cu el ca de la om la om și socializez și îl respect ca și cum ar fi lângă mine, atunci tu de ce îi faci asta? Adică dacă eu ca owner nu fac asta, de ce faci asta? Și acum am ajuns să-mi dau seama că de fapt eu, când am stabilit, spre exemplu, valorile, se întâmpla prin 2015, le-am pus acolo doar să fie. Le-am pus pe pereți, asta unele sunt, alții le-am pus doar să fie. Dar sunt doar cu numele. Și acum am zis, bă, hai să nu mai pun eu 12, 14 valori câte avem acolo, să stabilesc 3, 4 marși la cele mai importante. 12 valori? 12, 14. Erau frumos spuse pe pereți. Le-am văzut, deci m-am îngălbărit că le-am văzut. M-am îngălbărit. Pun 3, 4 care eu să le simt. Deja am vreo 2-3 care chestia asta de respect, chestia asta de atitudine, de integritate, de performanță. Am așa niște, o să stabilesc 3-4 și dacă le simt eu până măduva oaselor, le dau, bă, director, bă, astea sunt. Le faceți bine și trăiți cu ele. Bine, nu le faceți. Sunt prea vagi. Ele, dacă nu sunt transformate în comportamente care cum apoi să ajungă în responsabilități, păi dăm exemplu de o valoare. Uite, haide să spunem performanță. Da. Bun. Ce înseamnă pentru tine? Cum știi tu că un om trăiește valoarea asta? Cum îți dai seama? Tot prin responsabilități, corect. Nu, dar zi-mi cum îți dai seama. Păi uite, spre exemplu, consider că anumiți directori sunt foarte performanți și unii sunt low performeri. Da, de ce? Pe baza cifrelor. Adică... Deci trebuie să-și atingă obiective. Da, și nu și le ating. Bun. Asta este o responsabilitate. Să-ți atingi 70% din obiectivele stabilite în întâlnirea trimestrială. Ok. Da? La mine am stabilit 100%. Care e o altă? Asta nu știu în ce lume, mă, se întâmplă, se va întâmpla vreodată chestia asta. Păi aici am făcut greșeala că am stabilit inițial așa. De ce s-a întâmplat până să stabilesc, ca să înțelegi cum am pornit? Se făceau, stabileam niște lucruri și veneam în trimestrială, că fac trimestrală de când mi-ai sugerat să o fac și a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat, partea asta de prin 2018. Și mi-aduc aminte, într-una a participat și Adrian și la un moment era obiectivele erau roșii. Deci în loc să le înverzim, 70% era așa. N-a făcut roșu, să aduce aminte, roșu. Zic, bă, nu mai vreau să fac roșu, vreau să doar verde. De toate mâine tu sunteți verzi. Drept pentru care am zis, bă, aveți bonus de 5.000 de lei dacă le faceți 100%, dacă nu le faceți 5.000 de lei amendă. Ele s-au făcut, dar problema a fost că s-au pus responsabilități, task-uri și obiective, acolo m-am pierdut. Bă, nu mai puneți consecințe pe obiective. Nu este ok. Pui un stres. Obiectivele nu stau 100% în puterea oamenilor, responsabilitățile stau. Ok. Da? Okay. De asta regula este nu pune consecințe pe lucruri care nu stau 100% în puterea oamenilor. Și așa a fost. Unele chiar nu țineau, adică nu țineau de ei, unele chestii țineau de third party. Și a fost destul de dificil. Asta unu. Doi. Nu există oameni care să atingă 100% din obiective. Pui o astfel de presiune pe oameni, din nou nu mai performează. Ok. Rup creativitatea oarecum. Exact. Obiectivele, din nou, obiectivele sunt teren necunoscut. De aia sunt obiective. Eu încă nu am ajuns acolo. E teren necunoscut să ajung acolo. Ești să-l las să greșească. Exact. În momentul în care eu spun securea deasupra capului și tu nu știi pe ce drum să mergi, tu în momentul ăla paralizezi. Ești ca iepurele la, nu știu dacă vă mai ies câteodată iepuri în fața mașinii și au văzut farurile, nu mai știu, stânga, dreapta, sar, rămân acolo. Da? De frică, asta e teama, nu vrei să aduci asta.
Dar vrei să aduci teamă și frică în lucrurile care stau 100% în puterea omului. Pentru că alea nu te paralizează. Hai să dau un exemplu concret acum, că te pricep și bine la marketing. Dacă eu stabilesc, tu presupunem că ești directorul de marketing, da? Și stabilim împreună niște responsabilități super doable, pe care le-ai realizat mai multe luni la rând, și niște obiective. Dar în quarterul ăsta n-ai reușit totuși să le faci, pentru că, din păcate, nu au depins de tine ca până la marketing tot ce am avut înainte, că din punctul meu de vedere, înainte de marketing e partea de comercial. Așa. Dacă ai stoc, dacă ai pricing corect, dacă ai varietate, atunci treaba marketerului o faci mult mai ușor. Așa. Și, din păcate, colega de la comercial n-a făcut treaba cum trebuie, iar cel de la marketing n-a performat cum trebuie. Iar eu n-am putut să trag la răspundere pe colegul de la comercial unde am stabilit niște lucruri, pentru că mi-a spus, băi, bine că, bine că ai zis-o pe asta. Când oamenii depind unii de alții, ori au nevoie de lider direct și de fapt obiectivul dai la lider, pentru că el poate să îl managerieze pe ăla de la marketing și pe ăla de la comercial, astfel încât să ajungă la rezultatul dorit. Ok. Ori, unul devine liderul altuia. Ori marketingul conduce comercialul, ori comercialul conduce marketingul. Dacă sunt probleme, pentru că sunt companii, sunt structuri în care asta poate fi o problemă. Da? Okay. Atunci vin și pun un lider care să-i managerieze pe ăștia doi și de fapt ăstuia îi dau obiectivul. Okay. El apoi îi manageriază pe ăștia doi, îi dă la comercial ce-i trebuie, dacă nu face, îl schimbă și așa mai departe, astfel încât să poată să atingă obiectivul. Și nu trebuie să fie neapărat CEO, practic. Nu. Okay. Eu, de exemplu, am avut, nu știam că există rolul, eu l-am creat după aia, am văzut că există rolul de sales operations. Sales operations. Pentru că aveam, de exemplu, probleme între sales, achiziții, juridic. Ăștia toți erau pe același calapod în management. Pe aceeași linie. Pe aceeași linie. Ok. Și era perfect între ei. Sales-ul, păi da, nu am putut să vând că achizițiile nu mi-au cumpărat la, nu mi-au făcut la timp. Juridicul zice, n-am putut să-i dau acceptăluia să, să cumpere achizițiile nu știu ce, pentru că sales-ul nu mi-a dat nu știu ce. Și uite așa era. Deci te nebuneai. Okay. Și am adus un lider, care l-am numit Sales Operations, care ălui am dat obiectivele și acum bateți capul cu ăștia. Bună, bună asta. Bun, acum întrebarea mea e următoarea. Ok, în momentul în care ai o organizație mare, make sense. Ce faci în momentul în care ai o organizație mică? Îți trebuie oameni buni. Când ai o organizație mică, nu-ți permiți să te joci cu amețiții. Asta e, și asta e ceea ce nu înțeleg mulți. Ei zic, dacă suntem mici, când începem și suntem mici, vindem ieftin și luăm oameni mai de jos ca să crească. E, așa faci să crești în 20 de ani. Wrong. Asta e modalitatea. Modalitatea de succes este când ești mic, vinde scump, foarte nișat și lucrează doar cu oameni extrem de buni. Da. Cei mai buni posibil. Uite, la recomandă... Nu-ți permiți să le plătești salariu, ia-i ca parteneri. La recomandarea lui Răzvan, e prin 2019, când lucram și... mi-a spus, bă, încearcă dacă simți o persoană că aduce super plus multă valoare, indiferent dacă ți-o permiți sau nu ți-o permiți, găsește tot timpul o modalitate să o aduci în companie. Nu mi-e doar oată. Și am făcut niște leap of faith-uri, să zic așa, cu niște oameni care nu mi-i permiteam și au livrat mult peste așteptări. Adică un om bun, nu, un om bun sau foarte bun, de obicei scoate banii fără să-ți bați cap. Și scoate singur. Ideea este că un om bun, ce înseamnă un om bun? Își știe și valoarea. Exact. Ăla nu va veni pe firimituri. Pe pinați. Dar dacă nu am și nu pot să mă duc la investitori și... În fine, de ce nu am tot companiile au, dar sunt duse cu pluta. Antreprenorii sunt duși cu pluta. Fac credite să își cumpere mobilă în rahatul ăla de birou, dar nu pot să facă un credit să-și angajeze un om remarcabil pentru 3 luni ca după aia ăla să fie pe break-even. Permite, bravo. Majoritatea au bani.
Nu, 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 n-am luat. Nu, la mine în birou am Ikea, adică... nu, dar are mare dreptate prin ce a spus. Are mare dreptate. Și asta e, majoritatea au bani. Dar zi, cum să-i dau ăstea 3.000 de euro pe lună? Că eu am bugetat doar 1.000. Da. Păi, dă-i mâncați așa ochii. Dacă vrei un om bun. Asta nu înseamnă că îi dau 3.000 de euro și după aia eu nu mai fac nimic. Nu. Responsabilități, obiective, evaluare. Nu faci, la revedere. Da. Da, doar că în practică, din punctul meu de vedere, este extrem de greu să faci asta când ești mic. Pentru că tu, fiind mic și fiind nou name și neavând nici brand, nici nimic, tu nu poți să-i, dacă salariul de bază e 3.000, nu o să-ți vină niciodată pe 3.000. Dar să dai peste piață ca să poți să-l recrutezi, să-l aduci dintr-o zonă corporate sau de undeva unde... Dar cine a spus că trebuie să dai doar bani? Sau să-i dai acțiuni. Păi, trebuie să vii cu ceva mult peste și cu o poveste remarcabilă. Și povestea startup-ului trebuie să fie remarcabilă, exact, ca să se implice și unul, din punct de vedere pasiune în ceea ce face. Unul din punctele pentru care eu mi-am recrutat, spre exemplu, linia de director și practic le-am oferit un program ultra flexibil care n-a avut neapărat legătură cu pandemia, că am făcut-o dinaintea pandemiei, și le-am spus, poți să pleci dacă vrei și 2 luni în vacanță. Atât timp cât lucrurile funcționează la tine de departament și obiectivele se realizează, n-am o problemă cu asta. Și da, mulți au renunțat. Asta e un beneficiu. E un beneficiu mare. Da. Și mulți au renunțat pentru că mi-au spus, eu de nu știu cât timp îmi doresc să plec 2 săptămâni în concediu și mai mult de 2 săptămâni nu puteam să plec să-mi iau. Și la mine poți pleca și 1 lună și 2. Da, eu nu înțeleg asta. Programul de lucru concediu. Asta doar la top management. Doar la top, la top management am făcut asta. Dacă oamenii își fac treaba, își fac treaba. Punct. Exact. Au dreptul să-și facă viața, să-și organizeze cum vor ei. Singurii oameni care trebuie să aibă program de lucru sunt aia care lucrează cu publicul. În afară de ăia, eu nu înțeleg sensul. La fel ca Adi. Care dracu-i sensul programului de lucru? Și în plus, recrutează tu programatori în România astăzi și spune-le că trebuie să stea 8 ore la program. Nu, am muncesc 4 ore maxim. 4 ore muncesc pe 14. Ai multă glorie. Da, nu, total. Ai mei ani de zile veneau noaptea. Și când, dacă îi prindea dimineața, intrai în sala mare unde erau și erau draperiile trase să nu intre soarele. Da. Să stea în întuneric. Când ar trebui să mai faci încă un business cu jocul eu? Ar trebui să intervină un om la HR în companie. Că uite, spre exemplu, la mine a intervenit foarte târziu. De asta a fost și ultimul director, plină de director angajat de curând, de o lună. Când ar trebui să intervină? Pentru că să zici că presupui că până atunci o faci tu. Da, gen, bă, sunt CEO, owner, 10 oameni, 20. Cam când e sweet spot-ul când ar trebui să iei pe cineva, poate nu un director, poate un senior de început, poate. Când ar fi punctul? Când încep să nu mai recrutezi lideri foarte buni. Ok? Ok. Când scalezi, până la un anumit punct, poți să te asiguri că recrutezi lideri foarte buni care ăia fac și treaba HR-ului. La fel cum tu ai făcut treaba HR-ului. Și mie, eu cât pot să țin asta, așa o țin, nu aduc HR. Ok. Este o pierdere de bani, de timp și liderii se lenevesc. Trimit la HR. Du-te la HR să-ți rezolve HR-ul, să te motiveze HR-ul, bă, tu ești liderul lui, lasă-mă dracu. Ok. Da? Cât pot să o țin așa? De la un moment dat, de exemplu, uite, în Dabo am băgat HR când am trecut de 1000 și ceva de angajați. Dar atunci? Până atunci n-am băgat. Nu. Păi bun, și eu cum ar trebui să fac, spre exemplu, uite, am o deschidere a unui magazin. Știu când am deschiderea magazinului și îmi trebuie, nu știu, 8 oameni într-o lună jumate. Nu există firme. Păi am lucrat și cu firme, dar... Atunci dacă asta e ce face HR-ul la tine, atunci da. Dar din perspectiva mea ai doar o mică parte din ceva ce ar trebui să facă un HR. Da, adică nu, am și compen, am și payroll, am și mai multe internalizate în HR. Adică Bun, partea de juridic deja nu mă interesează. Adică aia, cine o face, o face. Că se numește HR, că se numește operațional, că o facă ea de la fiscalitate, de la financiar, contabilitate, okay, la dracu. E în funcție de companii, în funcție de cum vrei. Din perspectiva mea, HR-ul este atunci când îl aduci să spreia tot felul de lucruri de genul training pentru oameni, să se îngrijească puțin de sănătatea mentală a oamenilor, să se asigure că se integrează bine în echipă și lucruri de genul ăsta. Eu pentru alea cât pot, liderii să se ocupe de asta, nu HR-ul.
când treci de un nivel, deja nu mai, okay, nu mai poți să mai duci. Okay. Dar asta e perspectiva. Iar pe partea de angajări, ok, dacă nu poți să externalizezi asta, pentru că zici ai încercat cu firme, ok, dar sunt freelancer care sunt de 10 ori mai buni decât firmele, care pot să fac asta. Și, da, și mai bine mă duc pe freelanceri, pentru că freelancerii, băi, pot plăti pe contract, mă. Îi pot plăti pe rezultat. Pe ei la alții eu trebuie să le plătesc și când ei stau și se uită pe pereți că eu n-am de recrutat. Ok, da. Sau își bagă nasul pe unde nu trebuie. Ok. Le vin idei. Ok, bun asta. Dragule, tu ce subiect ai vrea să vorbim? Zi. Bă, n-am venit pregătit cu un subiect anume. Rezonez, dacă rezonez, povestea asta cu oamenii, cu, la asta mă gândeam și acum, vorbim de o oră și abordăm același subiect etern. Oamenii și iarăși oamenii. De sub de roboți? Ar fi interesant. Ar fi un subiect interesant, da. Da. Roboți, machine learning, inteligența artificială, sunt niște subiecte care îmi sunt dragi. Da, provocarea principală pe care o văd și care cred că trebuie clarificată cât se poate de mult este subiectul ăsta prin care am trecut tangențial. Cum dai oamenii afară? Este frica cea mai mare pe care am văzut-o la toți antreprenorii pe care îi cunosc. E o frică reală. E un atașament acolo și o frică fantastică. Și cred că de aici pleacă cele mai multe probleme. Pentru că, ok, ai prima parte de care spui și tu cu recrutarea, care ți iese sau nu ți iese, e o loterie de foarte multe ori. Procesul de recrutare, ori indiferent de bine îl faci, indien din punctul meu de vedere, rămâi în zona aia de imprevizibil care rămâne. Eu încă n-am rată de conversie mai mare de 50% la oamenii care i-am băgat în perioada de probă. Eu încă, și recrutez doar lideri. Okay. Eu nu am. Nu știu cum, când mă mai duc, e prima întrebare pe care eu zic, ok, câți oameni vă trece perioada de probă? 90% zic aproape toți. Oh. Majoritatea cred că toți. Asta e problema. Da. E frica de a concedia și am văzut-o și la mine în companie. Da, bună asta, să știi. Bună. Foarte mare și e o chestie la care lucrez cu managerii mei. Să înțeleagă și să învețe, să concedieze. Am avut de curând un caz absolut fabulos în IT. Deci fabulos. Un tip, bă, frate, a avut în codul, în 6 luni de scriere, de muncă, a scris mai mult text în descrierea programului din Jira decât cod efectiv. Mai mult text în descriere. Amândouă nu erau, nu te gândi că erau mai mult de 3 ore de muncă în 6 luni de zile. Și am avut trimestriala, am hotărât, la noi există conceptul de hashtag marți. Hashtag marți de la afară. La noi, în loc să spunem de la afară, e hashtag marți. Marți e ziua de concediere. Și am avut analiză cu ei și au înțeles, am plecat de acolo extrem de fericit. Zic, mamă, și spuneam lui Carmen, zic, să vezi acum, marți, să vezi ce fain o să fie, că nu trebuie să mă mai implic eu. Marți seara, la ora 7:28, intru în birou la CTO și era și HR-ul acolo și amândoi stăteau și își băteau capul și hai că nu-l mai sunăm azi, îl sunăm mâine. Băi, e marți! Băi, da, și inițial am ieșit din birou, după care am deschis ușa înapoi, m-am întors înapoi, zic, nu, sunați fix acum. Amândoi, puneți pozul, sunați acum. Au sunat. Frica lor fiind că au loc, să vezi ce o să se întâmple, că e greu, că nu o să vrea să plece, că o să... Că, băi, numai da. frici da. Una după alta, da, toate astea, ce se întâmplă da. Cu dispunerea, că trebuie să pleci. Și să ce, să vezi, n-a fost niciun fel de problemă, omul a plecat liniștit, doar că a pus întrebarea, face, bă, hai să mai stau și o zi, două să mă gândesc, n-avea la ce să gândească, așa. Dar zice, am o asigurare și vreau să văd dacă îmi plătesc ăștia credite la bancă, că mi-am făcut o asigurare, dacă sunt dat afară, să-mi plătească credite la bancă, n-am auzit în viața mea așa ceva. Și zic, vedeți, mă, în timp ce voi stați și vă bateți capul, omul ăsta l-a dus mintea să-și facă o asigurare dacă îl dă afară de la muncă. Păi de ce ai frică aia că angajat că te va da cineva afară? Că știi că ești o lepră ordinară, că altfel nu ai frică asta. Nu crezi în IT, să ne înțelegem, adică... Băi, deci a fost ceva absolut incredibil și este lucru pe care l-am văzut și la voi acum câțiva ani de zile și l-am văzut aproape, în toate companiile pe care le cunosc. Eu n-am frica asta, frate. Eu având background-ul ăsta militar, eu am învățat de acolo. Două lucruri importante am învățat în liceu militar. Unu, dacă nu există un lider, unul singur, s-a dus dracu tot.
totul s-a dus exact. Asta mi s-a făcut reinforcement mental cu cățelul. Când mi-am luat Akita, tot studiind despre educația lui, la fel spunea și acolo, băi, dacă nu știe cine-i stăpânul, nu există disciplină cu Akita. Lucru periculos, că aia sunt destul de cucubau. Și al doilea, da, deci primul să existe un lider, al doilea, dai afară, instantaneu. Am o completare aici, ca paralelă. Ce faci în momentul în care știi sigur că te dai un om afară, hashtag marți? Așa. Asta așa rămâne. Și cu toate astea, știi că dacă ăla pleacă, e mai rău decât dacă ar mai sta 2-3 luni. Uite, spun povestea mea. Anul trecut în pandemie, a început pandemia. Așa. Pe 12 martie, noi am fost una din primele companii din România, am trimis toți oamenii acasă înainte de stare de urgență. Am ieșit, am făcut un live, le-am spus de miercuri până joi plecăm acasă. 20 martie, zero vânzări. Deci au căzut vânzările la zero, s-au dus dracului. 29-30 martie, tot zero vânzări, dar între timp deja le spusesem la toți, gata, nu mai vindem. Nu mai suna să vindeți, că nu are sens, e absurd. Mm-hmm. Sunați însă, dublați numărul de apeluri, sunați oamenii și fiți alături de ei. Vedeți cum putem să-i ajutăm. Și am, din departamentul de vânzări, plus am luat niște măsuri. Băi, mai umblăm la salarii, mai facem niște astea, mai reglăm beneficiile. De ce? Nu că n-aveam bani, că stăteam un cash bun. Dar zic, bă, hai să ne asigurăm că avem un buffer de timp cât mai mare, să putem să o ducem cu toată lumea din companie. Adică eu să fie următor. Bă, astăzi, în următoarele luni, eu nu vreau să dau pe nimeni afară. Suntem în barca asta cu toții, hai să încercăm să trecem cu toții. Okay. Nu vreau să supraviețuiască business-ul ăsta doar cu mine. Că asta a fost atitudinea mea. Mi-a venit top performerul din vânzări. Top performer, dar top performer de ăla, derupea așa totul și zice, Adi, dar mie nu-mi convine, de ce nu-i dai afară pe ea de la Buzău, că și așa e angajat de două luni de zile și dacă îi dai pe ea toți afară de la Buzău, era o echipă de 11 oameni, abia a recrutat într-adevăr, o să avem bani să ne fie bine. Și eu zic, mă, zic, fii atent, era luni seara, zic, uite, te rog până mâine dimineață să te regândești, să ai venit marți. Bravo, frate! Zic, te rog să te gândești, că zic, eu nu cred că tu procesești ceea ce spui, adică nu cred că, nu vreau să cred, stai în negare, nu vreau să procesez, stai te rog frumos și gândește-te până mâine dimineață, reanalizează situația. Am sunat o a doua zi dimineață cu aceeași poveste și zic, bă, uite care e treaba de astăzi, din secunda asta, noi doi am încetat colaborarea. Șoc și tau, cum adică am încetat colaborarea? Din momentul ăsta, tocmai că ai stat termene. Păi ce, mă dai afară? Da, nu că te dau, te-am dat afară. Și după ea, am dat afară tot departamentul de vânzări. Eu anul trecut mi-am reorganizat tot departamentul de vânzări. Am început 2020 cu 12 oameni de vânzări și 2021 tot cu 12 oameni de vânzări, dar alții. Doar că ai spus să-i dai pe aia, să-i dai pe aia. La ea de aici a plecat. După care am intrat și în chestii cu restul de performanțe, de multe chestii. Da, mi-am reorganizat tot departamentul. Te-a deranjat faptul că și-a dat ea cu părerea asupra unei chestii care n-ar fi trebuit să o dea sau care a fost? Nu, n-am nicio treabă părerea, frate. Nu, nu. E o chestie mișelească. Da, exact, a fost ceva mișelesc. A dă-i pe aia ca să-mi păstrez eu locul de muncă. Nu ca să-mi păstrez, ca să fiu plătită la fel de mult. Exact. Asta a fost, ca ei să-i rămână, persoanele respective să-i rămână aceleași beneficii. Și în mintea mea s-a născut următoarea întrebare. Păi dacă tu faci asta cu mine, clienților mei, tu ce le-ai vândut? Că noi în modelul nostru de business side avem o mare problemă cu vânzătorii. Cu disperarea oamenilor de vânzări de a vinde cât mai mult ca să-și atingă targetul. În SaaS, asta e o chestie care poate să-ți ucidă business-ul. De ce? Tu vrei în SaaS să vinzi pe un leu cât mai ieftin la început, să stabilești o relație și să ții clientul la 3 ani. Dacă tu ai vândut în primul an tot ceea ce poți să-i dai la dublu preț, evident că ăla n-are cum să aibă nevoie de tot ceea ce îi dai, este, nu știu, nu se poate, e foarte greu chestia asta. Și în anul 2, omul ăla nu se mai prelungește. Și ghiște, când ne-am uitat în cifre la omul ăsta de vânzări care ruptea, și profitul în SaaS vine în al doilea, nu, 80% din profit vine în anul 2 și în anul 3. În primul an ești pe minus. Și ăsta practic se ducea doar din primul. Exact, venea cu genul ăsta de clienți pentru că asta era atitudinea. Eu n-am frica asta niciodată, Daniel, nu, asta exact asta spuneam, dacă ai frica asta e... Asta parcă e copiată, fix așa eu am dat afară un om de vânzări, fix, da, a început pandemia și am zis, uite, nu vreau să dăm afară niciun om, mi-au picat contracte, mi-au picat... Nu mi-a mai plătit nimeni. Trei companii, vreo 100 și ceva de angajați. Și am zis, nu, oricât de greu va fi, nu dau afară pe nimeni. Însă, tăiem toate bonusurile. În afară de la oamenii de vânzări, ne uităm pe ultimele 6 luni, cam care a fost media,
pentru că ăia câștigă foarte puțin fix și majoritatea salariului e variabil și nu puteam să-i las doar cu fixul. Și am zis, ok, facem media și scădem totuși cu 20% ca toată lumea să nu știe. Bă, toți oamenii foarte solidari, foarte ok, da, nu e nicio problemă, îmi scade și mie puțin, dar avem cash dacă pandemia asta, pentru că durează. Știți că unul din primele mesaje care le-am scris în martie, am zis pregătiți-vă pentru un an și ceva, nu revenim după 3 săptămâni, asta e o tâmpenie. Și vine și zice, nu, eu fac vânzări, să știi, eu fac vânzări, mie nu mi se pare corect ca eu să pierd asta, după mine să plătească alții, scade mai mult la alții, îți felicitări. Ieși afară. Și a doua zi s-a întors. M-am mai gândit, aș vrea totuși să păstrăm tăierea, cum ai zis. M-am gândit că ar fi bine. Ieși afară. Mă bucur că ai fost de acord cu mine, dar tu nu mai ai niciun loc aici. Bă, pot să te reangajez pentru multe chestii. Am reangajat oameni care au venit la mine și mi-au zis, băi, am învățat în 5 ani la tine enorm de mult. Dar... uite, am o nouă pasiune, vreau să urmez calea asta. Îmi pare rău că plec de aici, că spun că plec de aici. Și nu doar că nu doar că am plecat prieten, i-am susținut de multe ori financiar să poată să meargă pe calea lui. Și după 2 ani s-au întors și au fost unii dintre cei mai performanți oameni. Băi, dar nu cu măgării de genul ăsta, mă. Și apropo de cultură, că am plecat cu toate la cultură. Da. Bă, cultura o faci atunci când nu dai afară oamenii de genul ăsta. Cultura de rahat. Exact, cultura aia de rahat. O faci când nu dai afară oamenii de genul ăsta. Când te mai rogi de ei sau le dai șanse. Ce dracu de șanse să-i dai, mă, la un om din ăsta? Și eu cred că, nedând afară genul ăsta de oameni, ratezi oportunitatea de a le arăta celorlalți că tu ești în spatele lor. Exact. Și că tu ai grijă de ei. Pentru că, natural, frustrările astea, cum spunea și Răzvan mai devreme, băi, sunt fabuloase în mintea oamenilor. Fabuloase! Am avut un caz, la început, cu termene, a venit o fată care era angajată pe marketing, abia terminase facultate. Și a aflat ea cumva salariile la programatori. Unul dintre programatori, sau chiar la doi, le luase mașini. Eu aveam și două mașini pentru că făceau un Aveta. Și le-am luat noi mașini. Bă, decât să vă rupeți noi mașini, am cumpărat noi două mașini pentru ei. Și a venit într-o zi la mine în birou, roșia la gât toată. Foarte supărată. Nu că a bătut cu pumnul, cu palma în masă. Deci foarte nervoasă, s-a așezat jos. Terminase psihologia tipa respectivă. Adrian, se de vede. Luna viitoare este inacceptabil ceea ce se întâmplă. Vreau să mi se deconteze și mie transportul sau să mi se pună mașina la dispoziție. Zic, mă, dar unde stai? Stătea la 3 km de sediu. Așa. Și ea nu mai voia să vină cu tramvaiul, să vină cu taxiul și în plus de asta să-i plătească compania beneficiile respective. Pe vremea aceea nu gândeam atât de radical cum am devenit ulterior. N-am dat-o afară atunci pe loc. Așa. Am dat-o la 2 săptămâni când am călcat un deep breaker major pentru mine. M-am mințit. Da. Okay. Da, o minciună de aia pe față, evident, și până la urmă aș să o dau afară. Dar am înțeles de atunci povestea asta cu frustrările. Deci dacă omul ăla s-a frustrat ea atât de tare, da? Pe salariile și pe munca celorlalți. Într-o situație în care lucrurile erau corecte. Dar când lucrurile sunt incorrecte, evident. Okay. Când ai pe cineva pe care îl plătești cu foarte mulți bani și care ți-aduce valoare, nu-ți muncește, da? Sau e clar că te păcălește și că fură. Pentru că din punctul meu de vedere, genul ăsta de oameni fură, nu fac altceva. Efectiv fură, că fură timp, sau fură. Sunt hoți. Sunt hoți pentru mine. Sentimentul ăsta de nedreptate este extrem de nociv pentru psihicul unui om. Și asta îți impactează ce? Eficiența lui care chiar vrea să facă treaba. Fix oamenii buni. Tot ai ridicat la fileu. Cum este corect să rămână transparență în cadrul salariilor, să rămână în cadrul departamentului, în cadrul companiei? Cum e corect în zona asta? Pentru că și eu am avut probleme de genul ăsta. Eu nu mă mai chinui să ascund. Nu mă mai chinui. Și? Cum se află? Se află. Bă, ești fericit cu cât te plătesc pe tine pe rolul tău și poți să treci peste faptul că altul e plătit de 10 ori mai bine ca tine? Ok, dacă nu, du-te mă la altul unde ți ascunde asta. Ok. Nu mai, pentru că am încercat... Adică nici nu le zici că e private, dar nici nu încurajezi, bă, să le spui, uite, colegul tău are atât sau... Adică o lași la voie, cum ar veni, adică nu...
Da, dar de exemplu, uite că și scoatem acum softul de organigramă. Așa. Acolo ai și posibilitatea să treci salariul fiecăruia. Care companie o să vrea? Uite, o să fie un studiu interesant. Poți să nu treci. Dar poți să treci. Dar la noi sunt trecuți. Eu mai am o abordare aici, Daniel. Pentru că aveam foarte multe frustrări, fiind o companie care a crescut, ai oameni vechi, care sunt alături de mine și sunt alături de noi de ani de zile. Da? Și sunt pe anumite poziții. Exemplu clar e în IT, în programare. Da? Okay. E, și acum vrei și a crescut firma și vrei să aduci oameni și mai buni și să recrutezi din extern. Și sunt mai scumpi. Ce faci? Vechi. Că și asta și mai uite ce fac eu. Da, pentru că a fost o problemă care m-a ținut multe nopți treaz. Și abordarea mea e în felul următor. Bă, uite cum facem. Nu recrutăm decât ce putem noi mai buni. Nu aducem oameni slabi. Căutăm top players, A players. Cât putem. Durează recrutarea 3 ani. Atâta durează. Da. Îi plătim mai bine. Okay. De ce? Pentru că know-how-ul pe care o să-l aducă oamenii în companie, da? Într-un an de zile, o să ne permită să creștem și în loc să mărești salariul doar la un om, o să putem să mărim salariul la toată lumea într-un an de zile sau într-un an jumătate. Și asta e promisiunea pe care o fac. Bă, vine un om care are know-how, are skill-uri, are competențe, învățăm cu toții de la el și într-un an de zile când sunt compania ne cresc salariile la toți. Asta e valoare și de asta trebuie să-l plătim mai mult pe omul ăla care vine la început. Plus că e și un element de risc. Poate o dăm naibii în bară cu el. Vă promit eu că dacă o dăm în bară, în 3 luni de zile zboară. Nu-l ținem 2 ani să-l plătim degeaba. Okay. Și asta iarăși, că ne întoarcem în subiect, este foarte important. Okay. Zice, mi s-a, la fel, că și eu am o companie de software și la fel aducem, le era frică la partenerii mei de acolo, lui Alex și lui Marius, că dacă aducem oameni mult mai buni, care îi plătim mult mai bine decât angajați care erau cu noi de la începuturi, de 10 ani erau acolo, o să nu se simtă ok. Și eu am zis, dacă sunt oameni buni, o să se simtă ok, dar există o singură stipulație. Ăia care îi aduci trebuie să fie ai dracului de bun. Să se vadă diferența dintre mine, care sunt aici de 10 ani, și ăla pe care mi l-ai adus, care îl plătești cu 50% mai mult, cu 100% mai mult, ăla să poată să vadă diferența. Și exact așa a fost. Nu ne-a plecat niciun om, nimeni nu s-a supărat. Mai mult decât atât, oamenii vechi zic, băi, deci de când a venit ăla, am învățat atât de multe. Omul ăla este absolut extraordinar, am crescut atât de mult. Și după aia, exact cum zice și el, am putut să le creștem la toți, că toți au crescut. Mamă, deci eu mă mănâncă mâna să fac asta cu organul ăsta, ți-l arăt cu tot cu salariu. Da, nu, eu nu știu care e problema, pentru că doar tu ai impresia că nu știu. Da. E doar impresia ta. Da, posibil. Și mai o chestie, eu cred că tot ce ți-i ascuns sau zona asta în care nu poți să fii transparent, e un consum de energie pentru... N-are treabă de GDPR sau de să-i protejezi. Nu, băi, deci am făcut TBF digitalul. Soft de obiective, da? Să pui obiectivele. M-au întrebat developerii, ăștia ai mei din Systems, m-au întrebat de zeci de ori. Bă, sigur nu punem posibilitate de obiective private? Și eu zic, bă, pe mine nu văd sensul, adică ce tâmpenie să nu faci obiectivele publice în toată compania? Bă, astea sunt obiectivele. Păi da, dar dacă sunt obiective financiare? Și dacă sunt obiective financiare, ce? Și eu n-am fost de acord. Și am început să vând. Păi dar știi cine? Știi ce companii cer au cerut obiective private, până la urmă au cedat și au făcut funcționalitatea? Știi care sunt companiile alea? Niciuna nu are mai mult de 20 de angajați. Bă, niciuna. Mă așteptam să zici, e clar că este transparența totală, că n-ai cum să păstrezi secretul când sunt grupurile mici de oameni. Avem companii cu 9000 de angajați care folosesc softul de obiective. Cu cascadări, cu toată povestea. Nu, nicio problemă. Ok, e normal să vadă toată lumea unde se poate ajunge, ce se poate face. Nu mâncați așa ochii. Ăia cu 20, cum să vadă ăla de la, nu știu unde, ce obiectiv am eu? La fel cu promisiunea. Eu ca lider, eu nu pot să-mi ascund promisiunea? Că eu fac ce... Promisiunea zilnică, adică eu fac ceva... Altfel. Băi, deci... Promit că azi mă duc la dealer să-mi cumpăr o mașină. Nu termin lucrul de genul ăsta. Îți pare absurd. Trebuie să fiți toți transparenți, trebuie să fiți umani. Consumul prea mare de energie când ai o companie de genul ăsta și trebuie să te ascunzi, să te pitești, să stai după colț tot timpul. Alo, dar dacă află ăla, da. Și întrebarea e de ce ai face? Ce ai de câștigat?
Uite, asta e un alt lucru pe care l-am învățat de la tine, Răzvan. Să spui întrebarea dacă o anumită problemă merită să rămână așa. Da. Asta pentru că toți oamenii sar în sus, cum văd o problemă, hai să o rezolvăm. Bă, dar 80% din probleme putem să trăim cu ele exact așa. Și mie mi se întâmplă să încep să rezolv probleme în business, asta e foarte clară cu mine. Dar să mă vezi acasă, că sunt exact opusul. Aici se vede background-ul de programare. Asta de aici vine, că în programare înveți foarte repede, că unele lucruri trebuie să le lași dracului așa, exact. Pentru că consum, o să ajungi să irosești, nu știu, zeci sute de ore pentru o chestie care... Sistemul merge foarte bine și așa. Poate să rămână. Exact. Nimeni nu știe. Exact. Merge perfect, nu e nicio eroare, da, dar nu este făcut după nu știu ce... Standard. Și aș vrea să din 2000 de linii de cod. Deci asta e din 2000 de linii de cod, aș vrea să ajung la 200. Am înțeles, dar pe mine nu mă deranjează că merge. Exact. Ok. Dar eu mă schimb, uite, de exemplu, prin casă. Deci complic lucrurile, încerc să rezolv probleme, dar așa pe la Pitești, să le, dacă pot să le rezolv. A, deci și tu complici. Da, numai că e acasă. Adică în loc să în loc să mă duc eu până sus să iau apă. Ți-am luat un frigider jos. Mi-am mai luat un frigider jos. La fel, gândim la fel, bravo. Păi da, mi-am mai luat un frigider jos. Timpul ăla până ori sus, până cobor, e consum. Acum, dacă e să stai să calculezi cu trei frigidere în casă, cu cât de fapt mă duceam, cred că de trei ori pe săptămână până sus să iau mai multe sticle de apă să le am jos, n-aveau niciun sens. În business n-aș rezolva problema asta nici bătut. Dar acasă mă duc să o rezolv, că e o problemă acolo. Am problema asta și cred că toți avem. Asta zice Monica Ion și cred că filozofia ei e foarte sănătoasă. Că toți oamenii au absolut toate traiturile, absolut toate calitățile și defectele. Le avem pe toate. Numai că multe dintre ele nu le observăm, că le facem doar în anumite contexte. Eu, de exemplu, asta cu a rezolva probleme care n-au sens, o fac doar acasă. În rest, nu. Trebuie să mă convins să rezolv o problemă. Adică arată-mi ori roi, ori arată-mi. Eu, procesul meu de cu problemele este așa. Vii, îmi spui că vrei să rezolvi o problemă. Ok. Prima întrebare. Ne oprește creșterea? Adică putem să dublăm având problema asta la fel? Dacă răspunsul este da, bun. Atunci zi-mi cât mă costă de fapt problema asta pe un an. Și dacă îmi spui că mă costă 500 de euro sau 300 de euro sau 1000 de euro și pe mine eu ar trebui să investesc timp și bani de 10.000 de euro, n-am de gând să mișc un deget. Dar dacă poate să mă coste doar 500 de euro, dar dacă îmi blochează dublarea, din nou o rezolv. Dar doar acolo. Mm. În rest, problemele să rămână așa cum okay. sunt. Okay. Care e problema cu ele? Care e problema cu problemele? Nu mi-e place. Asta mi-e nevoie asta de perfecțiune. Eu mai văd, eu zic de foarte multe ori la antreprenori, bă, vă jucați de-a business. Le place, mă, oamenilor să joace de-a business. Să pună ei responsabilități, să pună ei, dar nu alea corecte, nu, să facă sisteme complexe, să se vadă frumos, să fie simetric, să toată lumea să aibă toate lucrurile la perfecție și uită scopul, scopul tău era să dublezi afacerea asta sau să o triplezi sau să ajungi nu știu unde, le place să joace de business. Mai ales când intră în partea asta de dezvoltare profesională, unde se mai duc la 2-3 cursuri și ăștia de la cursuri nu știu altceva să facă decât să complice lucrurile de 10 ori mai mult decât erau deja complicate pentru săracii antreprenori. Și oamenii încep să joace de business-ul. Cunosc un antreprenor care are două locații de fast food. 10 angajați pe fiecare locație. Să dea faliment. Aproape să dea faliment. Și m-a sunat, având în vedere că o cunoșteam de foarte mult timp, am zis, ok, hai că stau jumătate de oră cu tine.
și îmi povestește problemele și după aia încep de fapt să văd. Ea avea consultant financiar, consultant fiscal, manager operațional, director de marketing. Și zic, mâncați așa. La două locații de astea? Și cu 20 de oameni. Ai două chioșcuri de sandvișuri. Hai să fim, hai să le spunem pe nume. Ai două chioșcuri de sandvișuri. Ce fac oamenii ăștia pentru tine? Nu, că am învățat multe la consultantul financiar. Te cred! Eu dacă stau și cu un homeless de vorbă, învăț multe. Dar te joci de business-ul, asta faci, de fapt. Îți place să te duci la întâlniri, să spui, consultantul meu financiar mi-a zis să fac așa. Am consultant financiar, exact. La două chioșcuri. Las că spun eu asta la directorul meu de marketing, care directorul de marketing era o fătuță care posta pe... Social media. Uite, apropo de chestia asta, ne-a apărut și nouă ideea de a avea un consultant financiar la un moment dat. Și am zis, băi, ok, consultant financiar poate să vină și să zică exact ce, cum, cât, unde se duce, cum se duce. Am zis, fair enough. Dar dacă nu știi exact și știi în mare. Cum îi? Te impactează major negativ? Nu. Atunci, de ce ai aloca un buget de 1500 de euro sort of, lunar pentru așa ceva? Ca să știi exact că tot, să știi că 0,01 bani s-au dus pe hârtie igienică. Come on! Asta poți să o afli și fără... Da, și dacă o afli, cu ce te ajută? Mergând mai departe. Te ajută doar de la un anumit moment încolo. De asta zic, problema. Te blochează să dublezi? Sau cât te costă? Exact. Da? Mulți bagă antreprenori care habar n-au ce înseamnă cifrele, bagă o grămadă de bani în măsurări și în ERP-uri și în alte nebunii, unde au toate cifrele, dar nu-i ajută la absolut nimic cifrele respective. Pentru că, din nou, KPI-urile au și ele un sens. Ai două tipuri de KPI-uri. Ai KPI-uri de creștere, care le măsori pentru că vrei să crești ceva. Da? Și ai KPI-uri de analiză. Adică, acolo măsori tot ce pot, pentru că în momentul în care am o problemă, am de găsit o strategie, să pot să mă duc să iau toate datele alea. Și acum, hai să le analizez ca să pot să iau o decizie. Dar la alea mă uit doar atunci. Okay. Dar nu, ei își fac dashboard-uri cu KPI-uri, 10 de KPI-uri pe un singur dashboard, exact ca aia cu 10 de obiective, are exact același sens, ca să arate bine. Uite câte știu. Bun, și ce faci cu ce știi? Cu ce impactează? Arată bine. Este extrapolarea problemei de CRM. Tendința este să iei soluții din afară și să-ți adaptezi business-ul la soluții. Și nu invers. Și nu invers. Așa o văd și în zona asta, cu consultanțe și cu... La fel e și cu ERP-urile. ERP-uri, CRM-uri. Mai am aici ceva de adăugat. La ce am zis toată anterior. Partea de ce se întâmplă dacă unul din colegii mei au preconizat anul ăsta, pe buget, am nevoie de, mai ales în primul quarter, 20 de oameni. Să zicem că de vânzări, să zicem. Și ne trezim ulterior că 10 sunt suficienți. Întrebarea este, îți asumi oamenii respectivi pentru peste alte, nu știu, 2-3 quartere când o să ai nevoie de ei, sau îi dai afară și recrutezi atunci? Cere calculul financiar și vezi. Pentru că pe tine recrutarea aia te-a costat o sumă de bani. Corect, da? Foarte corect. Cât te-a costat și... Apoi, probabil că până când ți-ai dat seama, ai băgat ceva și în training-ul lor și în management-ul lor, corect, și mai departe. Corect. Cât te-a costat? Cât te-au costat ăia 10 oameni? Ok. Da? E cam aceea sumă care va urma să te coste peste 2 quartere, să zicem. Da? Okay. Și atunci, merită să plătești salariul pentru că s-ar putea să fie mai mic decât costul de recrutare? Ok. Sau... Pur și simplu este mult prea mare diferența și atunci nu are niciun sens. Nu are niciun sens.
Okay. Și numai bine din cei 20, ții pe 10 cei mai buni. Eu oricum fac chestia asta. Eu recrutez mai mult decât trebuie doar pentru că îmi ridică standardul. În momentul în care am recrutat 20 și știu că mie între doar 10, ajung să-i păstrez pe aia bun cu adevărat. Dacă eu mă opresc la 10, nu sunt aia bun cu adevărat. Acum pot să mi se zică că e neetic, că dau șanse, că... dar nu e responsabilitatea mea. Pentru că eu te angajez. E totul la tine în putere. Aceleași șanse au toți 20. Da. Dacă performezi, ești mai bine ca ceilalți rămâi. Asta e piața, nu e dreaptă mereu. Dar asta e piața, eu ce să fac? Îi caut mereu pe cei mai buni. Da, cred că toți îi căută. Dar, cum zice Adi, este o problemă atât de mare concedierea la antreprenorii români. Mine mă sperie și de fiecare dată există câte o scuză. Că nu găsesc cu alți oameni. Că e greu legal, da, bine. Că n-am cu cine să fac treaba și atunci trebuie să o fac eu. Că toți au niște scuze care sunt valide, dar cu toate scuzele alea, tot trebuie să concediezi. Dacă vrei să ai vreo șansă. Corect. Dacă nu... Și mai e o problemă, de fapt nu e o problemă, este o ironie a sorții. Și o spun tot timpul, băi, în timp ce tu stai și spui problema, să nu-l dai afară, că poate credite, că toate motivele de mai devreme, omul ăla stă și umblă pe la interviuri și își caută de muncă. Corect. Că el știe corect. Că nu mai e bine aici corect. Și că corect. S-ar putea corect. Să zboare. Corect. 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 Oamenii știu chestia asta. Rar se întâmplă să fie atât de disonanță, atât de mare, încât el să se creadă zeu și realitatea să fie altă. Foarte rar se întâmplă chestia asta. Ei corect. Știu că nu mai e locul lor acolo. Și în timp ce tu îți bați capul să ai grijă de el, el își caută de muncă. Și te trezești când îi spui că îl dai afară, îți face, da, auzi, aș vrea să nu stau în preaviz. Da, 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 da. De săptămâna viitoare începe partea da, da, da. Și acum apare imediat antreprenorul care el e excepția și zice, da, oamenii mei nu, ăștia chiar n-au unde să se ducă. Da, știu. Bă, dar de fiecare dată, bă, există o excepție. Așa pățim noi cu antreprenorii la termeni, clienții termeni, le spun, eu nu trebuie să verific, noi nu trebuie să ne verificăm partenerii, furnizorii, clienții, că noi știm, noi lucrăm cu ei de 10 ani, nu se întâmplă niciodată nimic, până se întâmplă, once, și când se întâmplă, e un eveniment ăla de risc să închizi business-ul. La fel le zic la oameni, bă, nu mai faceți parteneriate 50-50, bă. Vrei să filmăm și mâine? Spune-o așa, direct. Sau care e? Da. Bă, nu mai faceți parteneriate 50-50. Bă, aveți grijă când faceți parteneria de business să existe obiective unde se pierd sau se câștigă acțiuni. Dacă partenerii aia chiar își fac treaba. Ok. Dar de fiecare dată când zic asta înainte să fie problemele, nu, eu îl cunosc pe omul ăsta de 15 ani, sunt uite așa cu el. Daniele, noi doi. Dar de ce ai impresia că doar voi doi? Sau ce? Ok, suntem în noi. Da, că eu n-am pățit. Suntem în clubul bun. Tu crezi că eu am scos chestia asta din bine ce mi-era? Nu? Ai stat așa, n-ai avut ce să faci într-o noapte și ai zis, bă, și așa mă trezesc dimineața la 4, oare ce să lăsa să mă gândesc? La parteneriate 50-50, că și așa la mine au mers toate bine, nu? Noi suntem românii ca frații. Jumate. Deci cel mai prost deal din lume, 50-50. Cel mai prost. Da. Dar oamenii continuă să-l facă. La fel cum continuă să nu concedeze și să nu... Dar asta vine din... Nu-și asumă, de fapt, rolul. Nu-ți asumi tot rolul. Îți asumi doar o parte. Toată responsabilitatea, de fapt. Exact. Toată, întreaga responsabilitate cu el la tine. De-aia mie îmi pare rău. Cumva eu am făcut armata altfel. Dar mie îmi pare rău că armata nu mai este un lucru obligatoriu. Pentru că toți copiii care ies acum și ei nu trec și toți oamenii ăștia tineri îi văd, se simte în ei lipsa aia. Se simte în ei lipsa aia. De disciplină. De...
Băi, ești lider, e responsabilitatea ta pentru tot plutonul ăla, e responsabilitatea ta pentru toți. La fel cum e responsabilitatea ta pentru firma ta, pentru clienții tăi, pentru angajații aia buni, să dai leprele afară. Sau, nu neapărat lepre, oameni buni, cu caracter bun, dar care nu au și abilitățile de care ai tu nevoie pe rolul ăla. Ok. Chiar dacă caracterul e bun. Da. De și dacă mai aud... Asta chiar e problematică, să dai afară oameni cu care te înțelegi bine. Aici, într-adevăr, e foarte problematic. Asta e una din scuzele care le-a spus să răzvam mai devreme. Deci este o altă. Asta o rezolv cu KPI-ul. Dacă mai aud încă unul care e oameni cu potențial, mă jur că îl arunc de aici. Sunt 40 de metri până la mare, dar praf se face. Deci dacă mai are încă unul oameni cu potențial... O să crească. Cândva. Bă, asta, singura ta responsabilitate cu potențialul e pentru copiii tăi. De acolo nu mai e. Potențial oricum are toată lumea. Nu există. N-am văzut până acum om fără potențial. Am văzut oameni fără mâini și fără picioare cu potențial. Care fac niște lucruri remarcabile. Bă, da, sunt puțini care și acționează pe durerea, potențialul ăla, să facă, să dreagă, să treacă prin tot ce au de trecut. Ok. Și de când cu dezvoltarea asta personală, bă, dacă n-am crescut, numai muieri care vor să salveze pe toți. Bă, da, pe toți, mă, își aleg numai de-aia de vai de capul lor, nu știu cum, ce să facă și hai că te duc eu. Hai că, doar ca să aibă ei sentimentul ăla de eu l-am crescut pe ăsta. Eu l-am crescut, eu l-omor. Exact. Exact cum e un copii. Bă, da, eu l-am crescut pe ăsta, eu l-am făcut pe ăsta. Dar de cel mai multe ori n-au niciodată sentimentul ăla. Omul ăla nu vrea să crească. E un motiv pentru care e acolo. Dacă ar fi să rezumi în 5 pași pentru business-uri la început de drum, cu câțiva angajați până la business-uri cu mii de angajați, care ar fi ăștia 5 pași din punct de vedere de când vine un om în echipă, la ce ar trebui să știe să facă până când să fie împăcat el cu el că a plecat pe mâna lui, cum ar veni. Adică care ar fi ăștia 5 pași în care el se asigure că știe tot ce are de făcut, că se conectează cu... Ești în neviziune, valori. Să treci, spălăm varză, să treci, nu mă, 5 pași, 3 pași, 7 pași, 20 de pași, nu înțeleg nimic. Adică, spre exemplu... Hai să vorbim concret. Concret. Dăm ceva concret. Care ar fi de la punctul A la Z? Așa. Vine un om, ok, se conectează cu valorile, se conectează cu responsabilitățile lui, e ceva neregulă, știe, bă, dacă am comis-o un quarter, trebuie să cam plec, că e pe barba mea. Ai comis-o cum? Ce înseamnă asta? Nu s-a făcut obiectivă. N-ai făcut obiectivul, ok, bun, dar cumva să știe asumat dinainte. Nu pleci pentru asta. Nu plec, oamenii nu o să plece pentru... E ca și cum îi spune că dacă oamenii eșuează un quarter, am ținut oameni care au eșuat în obiective și 4-5 quarters. Nu în obiective, în responsabilități. În responsabilități, după 3 avertismente e la gară. Ok. Și deci, avertismentele alea... Hashtag Marț, ok. Și avertismentele alea... avertismentele respective. Da. Să presupui că, domne, nu știu, ai avut, poate scuză, poate nu, ai avut foarte, o perioadă foarte aglomerată și n-ai reușit poate să stai săptămânal, să vezi un feedback, să dai un warning, nu că ar fi nevoie și te-ai trezit după o lună că... Bă, ai făcut evaluările când trebuia sau nu? Nu cred. Eu le fac o dată pan, spre exemplu. Ce vrei să spun? Bun! La cât ar trebui să facem evaluările corect? Deci ai spus o dată la 200 pe aia o lună și pe aia din lună în lună. Da. Sau trimestru în trimestru. Deci, la început, în primul trimestru este critic să faci evaluările mai dese. Pentru oamenii noi. Da. Și pentru oamenii vechi. Pentru, din nou, dacă tu n-ai avut responsabilități clare până acum, toți oamenii tăi vechi sunt oameni noi.
Good, asta vreau să-mi zici. Pentru prima oară când bagi responsabilitățile în companie, îi tratezi pe toți ca pe oameni noi. Ok, asta pentru că nu poți să le ceri ceva ce ei nu au avut contextul potrivit să vadă ce înseamnă. Ok, da? Deci asta cam ar fi pașii, îl conectezi, îi transmiți responsabilitățile. Le transmiți responsabilitățile, după care la două săptămâni au prima evaluare. Da? Ok. Se trece prin tot ce au făcut bine, tot ce nu este ok ca responsabilități, îi se cere ca până la următoarea evaluare, care este peste încă două săptămâni, să îmbunătățească din ce are de rahat și să le păstreze pe cele care le are bun. Și dacă văd progres la a doua evaluare, adică le-a păstrat pe cele bune și pe cele rele, o parte dintre ele au devenit bune, o parte încă mai sunt rele, din nou este o evaluare, este un progres, este o evaluare bună. Din nou, îi cer ca până la următoarea evaluare, care este peste o lună, să-și rezolve cât poate din, din cele rămase. Din cele rămase. Okay. Atâta timp cât trendul ăsta se păstrează, oamenii ăia sunt buni. Ok. Și cum faci tu dacă că tu clar, tu ai trasat niște responsabilități că știi până în modul vaoaselor că sunt realizabile sau most likely realizabile. Da. Cum faci când ei îți spun că nu sunt realizabile și tu știi până adânc, până în modul vaoaselor că sunt realizabile? Tu știi cum în adânc? De la modul știi? Dacă te-ai pune rolul lui. Tu? Nu neapărat eu. Dar cine? Bine, hai să zic eu. A demonstrat cineva în companie că e realizabil? Hai să luăm altfel, alt exemplu. Nu, nu, nu. A demonstrat cineva în companie că e realizabil? Nu cred. Atunci nu. Atunci nu. Pune obiectiv. Le pui ca obiectiv. Ok. Prima oară se demonstrează că e realizabil, iar apoi nu mai e problema asta. După aceea transformă responsabilitatea. Da. Ok. Că aici avem niște chestii. Că eu nu vă mai dați pe voi ca exemplu, că ăsta e cel mai drahat lucru pe care poți să-l faci unui om. Ok. Este, eu aș putea să fac... Poți un căcat. Lasă-mă în pace. Deci dacă n-a fost, dar dacă a fost făcut... Că unele au fost făcute. Dacă au fost, ce? Ăla care le-a făcut avea 7 mâini și 3 picioare? No, eu am avut, spre exemplu, când eram mai puțin, am avut rolul mai multe departamente. Și, spre exemplu, unul în departamente, eu am realizat când am fost și pe rolul respectiv, am realizat bine lucrurile în departamentul. Deci, practic, a fost validat. Da, tu nu-ți măsori performanța prin ce poți tu să faci. Păi nu prin ce poți eu. Tu măsori performanța prin ce poți să faci oamenii tăi să facă. Celălalt să facă, da, corect. Da. Dacă... Și atunci trebuie să faci întâi pe câțiva oameni de-ai tăi să facă lucrul ăla. Și apoi devine standard. Ok, am înțeles. Sau dă unui lider de-al tău să-l facă, că de-aia e lideri. Ok. Bun. Deci dacă nu o s-a întâmplat, o pui ca obiectiv, după ce se realizează, o treci ca responsabilitate. Cum să zic, poți să treci, de exemplu, peste faza cu obiectivul dacă sunt lucruri de bun simț. Adică lucruri de genul, bă, există timp într-o zi să dai 20 de telefoane, lasă-mă, dracu, îmi pace, nu stau să... Așa. Sau există benchmark-uri din industrie care sunt clare. Adică poți să scurtezi timpul ăsta uitându-te puțin la benchmark-urile din industrie. Acum, cum faci rost de benchmark-uri din industrie? Vorbești cu termene.ro. Vorbești cu termene.ro, vorbești cu orice alt antreprenor care are un business similar și poți să ceri asta. Sau consultant, sau auditor. Că dacă te duci la auditor, îți scot din gură tot ce au ceilalți în grădină. Deci că sunt, sunt mai rău ca ghicitorii. Care e modalitatea optimă de a construi un departament de vânzări? Din punct de vedere al salariului fix, comisioane și așa mai departe. Vânzări B2B, B2C? B2B. Mulțumesc! Odată că nu e un standard la software, e alt standard în alte lucruri, cam care e ciclul de vânzare? Cam în cât timp de când am luat primul contact în kit? Cam 30 de zile. 30 de zile și un 7 touch point-uri. Și... 5 touch point-uri. Piața, toată piața cât are? Cam câți clienți posibili?
Hai să plecăm de la un... Vrei concret? Adică putem să discutăm concret cazul meu specific cu platforma sau luăm un la modul general? Hai să luăm statistic. Sunt 800.000 de companii în România, asta e piața B2B pentru oricine. De aici pleci. Din astea 800.000, jumate sunt junk, au cifră de afaceri 0-0, salariat 0, profit 0, orice. Rămâi cu 400.000. Real, în economia din România, sunt 200.000 de companii care ar putea să reprezinte o piață pentru orice fel de produs sau serviciu B2B. Okay. Nu sunt mai mult de 200.000. Te adresezi la toți ăștia? Dacă te adresezi cu departament de sales la toți ăștia, ori îi împarți pe ASM, adică le dai, începi să le dai regiuni, Aerial Sales Manager pe fiecare regiune, dar având în vedere că nu fac vânzări one-to-one, adică nu se duc la în locație. Să presupunem că se și duc, adică pot fi... Dacă se duc, atunci trebuie să mergi pe regiuni, ești obligat. Da? Ești obligat să îi împarți pe regiuni și câte un ASM pentru fiecare, câte un Aerial Sales Manager pentru fiecare regiune și apoi oameni sub fiecare ASM și toate cele... Cazul nostru specific, am încercat și abordarea asta cu teritorială, am renunțat la ea când a venit pandemia, când nu mai și avea sensul, nu se mai ducea nimeni la întâlnire. La mine oricum nu avea sens de la început în business tău, de ce-i face asta? Și am trecut la o distribuție pe business unit-uri în funcție de cifra de afacere a companiilor. Asta și am segmentat pe cifra de afaceri. Aș și avem pe un leader pe fiecare... Exact, pe segmente de clienți, pentru că aici nu neapărat pe cifra, asta e o modalitate de a segmenta clienții, după cifra de afaceri. Mai industrie, mai ai... Exact, profitabilitate, eu m-aș duce să văd care segmentare devine profitabilă cu adevărat. Pentru că o segmentare mie îmi permite echipei mele de sales să devină mai buni în a vinde către un anumit segment. Da? Problema este că s-ar putea să nu fie cea mai profitabilă segmentarea pe cifră de afaceri sau pe profit, ci pe industrie. Pentru că să cunoști... Să faci specializare pe industria respectivă. Exact. Okay. Să cunoști problemele din industria, din 5 industrii, să zicem, în momentul în care suni să vinzi, poți să-i vorbești pe limba lui. Segmentarea asta mi se pare mai puternică pe industrie decât pe cifre de afaceri. La noi am tatunat, am testat și abordarea pe industrie. Ne-am dat seama că, in the end, serviciile pe care le furnizăm sunt suficient de generale ca să nu am nevoie de o specializare pe industria respectivă. Problemele sunt aceleași, cam în toate industriile. Okay. Când vorbim de departamentul de credit risk, la business-ul meu, departamentele de credit risk au fix aceleași probleme în toate industriile. Sunt, și dacă sunt chestii nișate sau specifice, sunt prea mici ca să justifice efortul de a face o distribuție pe industria respectivă. Dar tu mergi mai mult spre hunter. Majoritatea sunt hunter la tine. Pe vânzări de business, da. 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 Dar business-ul deja a trecut în partea cealaltă de consolidare. Vânzările le facem din retenție. 80 și ceva la sută din vânzări sunt clienții. Păi de asta zic, i-ai împărțit cumva pe new business și old business, da? Ok. Deci sunt business unit-urile, există business unit-urile mari și business unit-urile au zona de new business și zona de retenție în fiecare cadru, fiecare business unit. Retenția ține tot portofoliul de clienți activ, new business-ul aduce de și iau... E profil foarte diferit în vânzătorii care mențin relația pe termen lung cu clienții și fac vânzări repetitive față de hunteri. Unde păi ai pierdut dacă ai pus să facă. Da, și uite, noi aici am făcut o greșeală pe zona de new business, pentru că nu ne-am dat seama, când am început povestea asta cu câțiva ani, în România era o zonă destul de needucată. Uh-huh. Era foarte greu să le explici oameni, dar de ce trebuie să verifici firmele, de ce trebuie să ai grijă? Acum am trecut într-o zonă piață educată, ei cam știu, marea majoritate a antreprenorilor, înțeleg chestia asta de bază, bă, trebuie să le verific pe ăla, să văd și eu cine n-ai bine administrator acolo sau cine e. În schimb, însă, platforma a devenit extrem de complexă, pentru că pe lângă zona asta de verificare mai facem 100.000 de alte chestii extrem de competitive și de nișate. Și am considerat, care a fost greșeala, că vânzarea asta pe produsul ăsta care deja e educat trebuie să fie consultativă.
Că noi așa am început, vânzare consultativă, adică să stau să-ți explic, să te trec prin toată platforma, stăm 2 ore, îți fac prezentare, îți explic, whatever. E, a mers, a funcționat câțiva ani, bun, doar că de un an jumătate nu mai funcționează. Și am dat seama foarte greu că din momentul ăla, serviciul ăsta trebuie vândut tranzacțional. Cu hunter, cum spui tu, cu oameni care să facă pe volum, nu neapărat pe cantitate, să-mi facă vânzarea asta pe un produs pe ăsta de bază verificare și vânzarea pe celelalte servicii să fie consultativă de cine? De oamenii de retenție. Da. Asta a fost o greșeală care ne-a costat semnificativ pe noi în ultima vreme. Okay. Împărțirea echipelor de vânzări e dedicat un challenge mare. Trebuie să-ți cunoști bine piața, trebuie să... De exemplu, văd foarte multe greșeli în business-uri în care ai vânzare pe termen lung, ciclul de vânzare e lung, de exemplu, iei contact acum cu un client și în medie închizi vânzarea într-un an sau în doi. Enterprise-ul place, are tendința asta, companiile mari, da. Corporate. Dar sunt multe care nu neapărat e așa, de exemplu, și dacă vinzi, nu știu, tabere. De multe ori trebuie să stai în contact, de exemplu, dacă vinzi tabere pentru copii, de multe ori trebuie să stai în contact cu părintele ăla datorită nevoii de încredere pe care părintele trebuie să o aibă ca să-și lase copilul, de exemplu. Și atunci, cu cât nevoia de încredere e mai mare sau cu cât oportunitatea de vânzare e mai rară, cu atât ciclul de vânzare e mai lung. Și acolo văd că se aruncă și își iau hunteri. Hunterii nu performează acolo. Hunterii se demotivează foarte rapid dacă nu văd o finalitate. Rapidă. Exact. Un ciclu de vânzare scurt. Ei acolo sunt buni. Să închidă. Să își vadă repede rezultatul. Dacă bagi hunter în situații de genul ăsta, îți face piața, bă, da, varză ți-o fac. Varză și nu știi de ce. Dar la fel este invers. Văd care iau farmeri și îi trimit să facă treabă de hunting, adică când poți să închizi contractul în 15-30 de zile. Păi farmerii nu funcționează așa. Farmerii stai cu lugu-lugu, să creăm relație, să îți explic, să vedem ce probleme ai, să nu știu ce. Pe când hunterii s-au dus, află imediat, rapid, ce probleme au și după aia sunt ca câinele ăla care a apucat de... Deci... Din toate unghiurile până când ai făcut mișcarea. Cum vezi distribuția de cost? Deci pe un model de genul ăsta în care ai făcut segmentarea pieței, nu contează. Pe cifră de afaceri, pe teritorial și așa mai departe. Același serviciu în zona digitală. Să-l vinzi în Moldova, îți dau un exemplu, cu 50 de lei și la București cu 500. De ce-i complica lucrul ăsta? Pentru că Moldova nu are în scenariul ăsta Moldova nu are capacitate. Iar tu ai costurile, să zicem, de 5 lei și vrei să obții marjă de peste tot de unde poți. Pentru mine ăla de fiecare este ultimul pas, dacă aș face asta. Adică aș scala cât de mult pot, ținând produsul cu cât mai puține variabile. Și m-aș mai mare sau mai mic? Mai mare. Și abia când nu mai am alte oportunități de a nu neapărat de a crește, că mulți zic... Că începi să cauți când nu mai poți să crești, nu, când nu poți să mai menții panta de creștere. Adică, să zicem, scopul tău este să dublezi la fiecare an. Când vezi că nu poți să mai menții panta aia de creștere cu alte piețe sau cu alte produse la aceleași piețe, abia atunci mă duc să fac nebunia asta. Ok, uite scenariul în care suntem noi. Valoarea pe care ți-o aduce un produs de genul termene este foarte legată de cifra ta de afaceri. De ce? Ce fac eu? Eu te protejez, îți protejez într-un fel sau altul facturile, business-ul. Da. Tu dacă ești o companie care are sub 100.000 de euro cifră de afaceri, valoarea pe care pot să-ți o aduc eu, în cazul extremis, nu poate depăși 100.000 de euro. Că aici e business-ul ăsta, atât ai tu. Da? Serviciile mele, acelea servicii însă la o companie care are 100 de milioane de euro cifra de afaceri, beneficiile sunt de câteva milioane. Yeah. Și atunci pricing-ul, din punctul meu de vedere, noi așa am gândit pricing-ul, diferit în funcție de value efectiv pe care îl câștigi cu soluția lui. Asta e normal, e ca și cum, la fel și TBF Digitalul, dacă ai până în 20 de angajați și nu știu ai ce, un cost, dacă ai un mai cost, mult dacă ai, ai alt cost. Dar asta deci nu e același serviciu și același produs. Dacă nu vezi o problemă în asta, asta era întrebarea. Este o limitare a produsului. Pentru că
De exemplu la tine, da? Să zicem omul ăla, o companie mică, își verifică anual 30 de parteneri. Da? O companie mare verifică zilnic 30 de parteneri. Okay. Și atunci oamenii gândesc prețul astfel încât să fie pe valoarea aia, de fapt, pe ce verifică. Pe numărul de verificări, da. Pe metricul ăsta sau pe orice alt metric. Dar cumva să se, exact cum spuneai tu, să fie echitabil cu valoarea pe care o primește. Dar noi am mutat metricul pe valoare, pe cifra de afaceri. Și am lăsat verificările unlimited pentru toată lumea. A, să lași verificările unlimited. Am lăsat unlimited, da. Ok, ca și bun. Diferențiator în piață, că suntem singurii care facem chestia asta și ne-a ajutat. Ajută mult în procesul de vânzare, în momentul în care nu-i mai pui limitul omului. Ce se întâmplă când ai... Numai că eu nu m-aș duce sub o anumită limită. Ai cifra de 10 ori mai mare, la, nu știu, la 10 milioane față de unul la 1 milion, dar la 10 milioane îți face mai puține verificări decât de la 1 milion. N-are ce relevanță. N-are ce relevanță. Oricum tu pierzi undeva. Și o singură verificare, până dacă faci și te salvează, oricum, e suficient. Oricum, nu poate să fie niciun tip de pricing, nu poate să fie corect. Pentru că dacă plătești pe numărul de verificări, de exemplu, poți să ai o companie mică de 100.000 de euro care face verificări ca tâmpiții verificări, că așa le place lor să fie... sau că așa e modelul de business, trec okay. prin mulți, știi? Okay. Sau e call center și vrea să sune ca nebunul, exact, de disperat. Sau ai call center. Crede el că asta e metoda, să sune la rece, în continuu. După script. Deci, oricum există un compromis undeva, oricum se pierde undeva, okay. nu este ca și cum nu se pierde, dar eu ce nu recomand este să nu mergi cu prețurile mult prea jos. Adică, de fiecare dată să fie un efort, totuși să se simtă un efort pentru acel produs. Asta pentru că cu clienții aia care îți plătesc cel mai puțin, ăia îți creează cel mai multe probleme. Exact. Și fiecare companie îi recomand să-și găsească care este prețul la minim care scoate idioții din schemă. Și îl testez până la urmă și pe cifre, dacă te uiți pe, să zicem, softul de ticketing sau ce naiba se folosește pentru customer service, să vezi. De unde sunt, care e mediana? Unde sunt oamenii care îți creează cele mai multe probleme? Sub ce? Și apoi testezi, ridici și vezi dacă le mai ai. O întrebare. Cum îți dai seama de un om dacă e în zona de hunter sau de farmer? Bă, dacă e să o iei de la zero e greu. Le iau lor ani de zile să-și dea seama dacă sunt pe hunter sau pe farmer. Okay. Cel mai ușor îți dai seama din experiență. Dacă au stat 5 ani de zile într-un context de hunting, sunt hunteri. Dacă au stat 5 ani de zile în context de farming, sunt farmeri. Dacă tot au sărit dintr-o parte în alta, ăștia încă nu știu ce sunt. Ce părere ai de abordarea asta? În funcție de cât de egoist este? În ideea în care un hunter ar trebui să fie selfish, să aibă un nivel de selfish mai mare, și un farmer, prin natura ceea ce trebuie să facă, ar trebui să fie mai mult în zona de relații, de sociabilitate. Eu am văzut cei mai buni farmeri care i-am văzut vreodată sunt extrem de selfish. Serios? Sunt psihopați, după mine. Farmeri? Sau da, farmeri. Farmeri? Pentru că fac ce vor cu relația aia, îl întorc pe omul ăla. Ah, ok, că e la nivel de manipulativ, frate, nivelul crescut de manipulare, ok, da. Ok. Asta e foarte greu de văzut și de detectat. Că păi extrem nu, de greu, te prinzi greu de un gen de om ăsta. Exact. Că până te prinzi el e... Dar, din nou, eu n-am o problemă cu ei dintr-un singur motiv. Că tot îmi zic, da, trebuie să avem grijă ca vânzătorii noștri să nu manipuleze. Nu, eu trebuie să am grijă să vând aur. Dacă vând aur la prețul corect, dacă produsul meu e aur, să manipuleze ăla să-și facă buru-buru da. Cât vrea. Nu aș face asta dacă aș vinde rahat. Atunci am o problemă de etică, dar întrebarea e de ce dracu am să vând rahat? Ar fi trebuit să ies din business-ul ăla de mult. Da. Dar eu din experiență, nu... Mă uit pe experiență și sunt și ceva firme, să știi, din ce mi-aduc aminte, nu știu dacă mai... Știu că au pornit la un moment dat, mi-au cerut ajutorul, dar nu știu ce au făcut. De... Exact recrutare
și training pe sales, adică să cumperi vânzători de la ei. Uh-huh. Un fel de... Adrian Cioroianu a încercat să facă chestia asta la un moment dat. Și? Nu știu dacă a ieșit, dar știu că avea un... Mai era unul din Pharma la fel care încercase și nu știu ce... Făceau ei recrutare, făceau ei training, tot și ți-l livrau as it is. Dar, acum da, nu știu experiența ta, dar experiența mea e că nu funcționează. Externalizarea vânzărilor sau de genul ăsta de tentative de... Depinde, după mine nu e că nu funcționează, depinde de produs, depinde de serviciu. Sunt produse la care funcționează al dracului de bine, externalizarea vânzărilor, sunt produse la care... Ok, recontextualizăm, într-o vânzare consultativă cu un produs cu grad ridicat de complexitate. Dacă în produsul e simplu și... Atunci e vânzare tranzacțională și... Exact, și commitment-ul nu-i mare. Și prețul nu-i foarte mare. Păi da, commitment-ul e în preț, în timpul care l-am de... Da. Dar la fel, uite, mă uit la vânzătorii de mașini. Ăștia sunt un hibrid. Unii sunt, trebuie să fie și hunteri, trebuie să aibă și ceva farming în ei. Că unul care ți-a... Mulți au impresia că dacă ți-a cumpărat, dacă îți cumpără cineva o mașină, pentru că ăsta e un produs cu o ciclitate destul de rară, adică nu-ți cumperi mașină an de an, da? Atunci îți trebuie hunteri, pentru că i-ai făcut, i-ai vândut, nu mai ai treabă cu el poate 5 ani. Păi cred că asta e media la care se așteaptă orice... Dar nu e adevărat. Eu Cred că e mai mare. În vânzările de mașini, farmerii bubuie. Pentru că dacă i-au făcut ăluia vânzare consultativă și au creat o relație cu omul ăla, bă, dacă nu ți aduce ăla la prieteni și la... și mereu apare câte unul care ți-l aduce el doar pentru că ai creat relația aia bună. Așa asta e o tâmpenie, să-i trimiți hunter acolo. La... Confir. Okay. Tu ai fost în vânzări de mașini. Ani de zile. Și într-adevăr asta era, dacă erai aproape de client și nu voiai doar să-i vinzi ceva ca să bifezi vânzarea, și într-adevăr îi dădeai ceea ce avea nevoie, după aceea venea și cu prietenul și cu vărsul și cu... Stau să mă gândesc că de ce am recomandat unui dealer, cred că cel puțin 6 clienți care au cumpărat mașini. Doar că e super băiat omul. Relații cu mine. Dar nu înseamnă că e cel mai bun, doar că avem o relație. Da, așa se întâmplă. Trebuie să ai mare grijă că hunterul nu prea creează relație. Ăla te pune la zid până să faci pasul. Care în multe industrie, dacă nu ai unul de la, oamenii nu fac pasul, oricât de bună relație ai face cu ei. Nu sunt dispus să facă pasul. Ok. Dar pe sales, după toate nebunile astea, trainingurile sunt stupid de importante pe produs. Deci ce văd în sales, pentru mine este tragic cât de rar se fac training-uri pe produs și pe beneficiile produsului. Să știe omul ce vinde. Da. Și să înțeleagă cum anume ajută produsul sau serviciul ăla realmente pe client. Hai să dezbatem zona asta de training puțin atunci. Aole. Pe mine îmi sar în cap când eu zic că toți oamenii de sales trebuie să participe la un training pe săptămână. Nu mai mult de jumătate de oră. Cum definești roleplay și tot ce? Da. Cum definești definești chestia asta de training, chiar dacă presupune că spui că cineva are experiență și o știe, o faci oricum obligat, forțat, constant? Da. Ok. Auzi? Usain Bolt ăla cred că știe să alerge. Nu mai are nevoie să mai repete în fiecare zi că pasul ăla îl pune acolo. Tu ai avea nevoie. Pasul ăla merge acolo, după aia... Dar trebuie să le repeți. Okay. Pentru că ai săptămâni în care îți bați capul cu un anumit tip de client și tu uiți beneficiile sau perspectiva pentru un alt tip de client. Și îți vine după aia unul și ăla nu mai știi să-i vinzi. Îl tratezi ca pe celălalt. E o chestie constantă, trebuie să fie acolo. Training pe beneficii, training pe produs. Da, te-am întrebat că chiar recent am făcut one leap of faith, să zic așa, și mi-am luat doi traineri. Special ca să nu mai le zic, băi, aveți acces acolo, hai, uitați-vă și ciu-ciu. Exact.
să fie cineva care să facă constant training pe zona asta de vânzări. Și am luat un master trainer exact pe zona asta, partea de vânzări, și am luat un alt trainer pe zona de unul la telefon și unul la face-to-face. Mm-hmm. Care constant... Și câți vânzători ai? La telefon, să zic, vânzător vreo 10 și face-to-face vreo 70-80. În magazin. Magazine, da. E prea puțin un trainer pentru atâția. Da, dar n-aveam până acum. Cu ce compari? E de la 0 la 1. Este... Poate e bun. Hai să vedem. Și câți trainer ar fi ideal la câți oameni? Hai să o luăm invers, dacă... Că poate e un feedback bun. Păi vrei training odată după mine o oră cel puțin pe săptămână în grupe mai în grupe de undeva de 6 oameni și se tot schimbe grupele. Uite, voi faceți, explică cum faceți voi grupele de training pentru limb străine. Acolo trebuie să calibrezi să fie toți oamenii pe același nivel, în primul rând, și la fel, se merge pe grupe de maxim 6 participanți, exact din perspectiva asta, pentru că te interesează ca fiecare să apuce să zică ceva, mai ales dacă discuți de, în parte simplu, știi, 6 oameni la o oră, 10 minute pe om, ajunge fiecare să-și spună punctul de vedere. Dacă bagi 10 oameni, ajung la 5 minute maxim. Plus că mai prezintă și trainerul și... Păi da, despre asta e vorba. Okay. Și atunci ceea ce te interesează este exact în zona asta. Haide să vezi cum poți să faci, să ai grupe cât de cât omogene, dar acum s-ar putea la tine să conteze tocmai de opozit, să fie cât mai heterogenă. Da, nu, la mine ce se întâmplă, de fapt, ceea ce se întâmplă și la Adi, probabil și la tine, este că am anumiți vânzători care sunt aici, dar la modul așa și am alții care sunt aici. Și ăștia sunt în zona de Evridge și sunt unii care stau acolo. Și acum mă întreb de ce nu sunt toți acolo. Nu o să fie niciodată. Nu o să fie niciodată. Dar practic îmi doresc să fie. Problema mea nu este că am și vânzători mai jos ca ăia top. Pentru că aia se întâmplă oriunde. Problema mea este ca toți vânzătorii mei să fie peste un average unde pentru mine este al dracului de profitabil. Ok. Ok. Ce mă doare pe mine că ok, de fiecare o să fie unii mai răsăriți. Nu, la mine sunt unii extremiști, adică... Păi aia e, dar să-ți facă de 4 ori cât unul pe average înseamnă că poate average unui bun. Mereu am în companie oameni care fac asta. Da? Dar asta nu înseamnă că ceilalți vânzători nu sunt buni. Ok. Sunt excepții, este ca și cum ai spune, vreau ca toți să fie Steve Jobs, vreau ca toți să fie Elon Musk. E căcat. Unii sunt Elon Musk sau Steve Jobs în rahatul ăla lor, să vândă ochelari, bă, le iese. Ok, ok. Nu, întrebarea era dacă nu trebuie să încercăm să aderăm, să aducem cât mai mulți la aia de top sau să ne mulțumim cu ce, adică cum e corect? Trebuie să știi care ți este standardul și trebuie să-i aduci pe toți peste standard. Care e average-ul? Ok. Da. Dar nu e average-ul că faci media, că eu nu știu dacă media aia acum e bună la tine. Păi nici eu nu știu. Dar nu vei ști asta până când nu vei face training cel puțin o dată pe săptămână, grupe mici de 6 oameni, o oră pe săptămână, trecut constant jumătate de oră produse, jumătate de oră tehnici de comunicare și lucruri. E asta înseamnă că ți ajung. Ci doi. Nu mi ajung. Mai trebuie cel puțin o oră. Mi ajunge la că trainerul ăla trebuie să se și pregătească. Da, 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 dar are 10 ore de livrare. În principiu, nu? Dacă sunt 60 de oameni. Sunt vreo 80, 90 și pe magazine, 15 care oamenii ăștia, păi da, care oamenii ăștia au contact cu clienții, gen în pool-ul lor de timp, practic, nu poți să-i rupă toți o dată, gen faci cu magazinul X care are 8 oameni, nu poți, că oamenii ăia trebuie să fie la program, prezență, adică e cu publicul, ok, ăștia la cască poate mai faci cum faci, dar aia care au cu publicul program, nu poți să-i pe toți. De fiecare dată le bagi în program training-ul, apropo, nu mai faci stâmpenia să puneți training-ul ca fiind ceva în afara programului. Nu, niciodată n-am făcut asta. În programul de lucru al oamenilor, de exemplu, în programul de lucru al vânzătorilor, este trecut vinerea de la 6 la 7, se face training. Ok. Da? Ok. Nu, că după aia ei ce fac, eu impresia că e ceva extra.
Nu okay. că e ce trebuie să dea, trebuie să facă parte din responsabilități. Că okay. trebuie să înțeleagă că training-ul e ceva, e responsabilitatea lor să facă acolo, nu să nu e ceva extra, nu e ca ora okay. de sport la noi la școală. Eu am pus în timpii morți zonele astea de training. Că pune-le când vrei, numai oamenii uh-huh. să știe că e responsabilitatea okay. lor să fie acolo. Okay. Să fie pe lista de responsabilități, pentru okay. a învăța să o faci corect astăzi. Asta e unul din lucrurile care le observ că sunt praf cu privire la oamenii de sales, de multe echipe nu performează bine. Și a doua sunt grilele de bonusare, care pe mine mă sperie ceva. Aici am vrut să ajung. Hot spot. Zine cu grilele de bonusare. Ding. Warriors. Cu cât crește nivelul vânzătorului, cu atât poți să dai bonusuri mai rare. Cu cât nivelul vânzătorului este mai... cu atât cele mai bune bonusuri sunt... Bonusurile care merg cel mai bine sunt cele foarte, care le primești foarte des. Văd foarte multe grile de bonusare făcute cu bonusuri trimestriale sau semestriale sau anuale. E un bullshit. Vrei bonusuri anuale, vrei bonusuri lunare, cel mai rar. Din nou, nu vorbim de nivelul ăla de vânzător, unde ciclul de vânzare este foarte mare. Acolo e altceva. Dar vrei bonusuri lunare, dacă se poate chiar, eu am mers în bonusuri săptămânale. Ok. Nu lunare. Știu că pune o presiune pe partea... de calculare și așa. Așa. Dar oamenii trag mult mai tare. E okay. principiul de... ăla, e principiul de... Cum dracu zice, mă, că nu vine. Stick and carrot? Nu, de... delay gratification. Majoritatea okay. oamenilor nu vor să facă delay gratification. Nu, da, vor să nu vezi, de acord cu tot ce ai spus, că am trecut prin toate, le-am testat pe toate. Am testat bonusurile și trimestriale și anuale. Și am ajuns fix la aceeași concluzie. Pentru oamenii de vânzări, bonusul cât mai aproape, cât mai la finger, să poată să-l simtă. Mai aproape de succes. Dar la manageri, le-am lăsat în continuare la trimestrial. Cel puțin trimestrial. Managerii sunt altceva și managerii nu ar trebui să aibă bonusuri decât pe obiective, ceea ce obiectivele sunt trimestriale. Uh-huh. Corect. Asta pentru da. Că... Stai, mai manager... repetă o dată, mai, că asta trebuie să rămână aici. mai zi o dată. Ce? Aceea zis mai devreme. Că bonusurile se dau doar pe obiective care sunt trimestriale. La manager. La manager. Areți una? Și zine bonusarea, hai să clarificăm povestea asta cu bonusarea, ok. Cât mai aproape, săptămânal, fabuloasă idee. La asta chiar nu m-am gândit, să dăm bonusuri săptămânal. Cred că ar prinde și eu siguranța fac, ar prinde foarte, foarte bine. Eu fac două chestii, grila de bonusare. Când pot să o duc săptămânal, o duc săptămânală și mai există săptămânal provocarea săptămânii, care de fiecare dată este un challenge nou. Și ce fac? Mă uit, văd ce dracu oferte să-mi dau la ăștia de la achiziții și au o listă de produse. Și când văd oferte, îmi cumpără 10 televizoare 4K, bla bla, nu știu ce. Și le iau și le pun în firmă. Și zic, provocarea săptămânii. Cine reușește să dea 500 de telefoane săptămâna asta, primește televizor. Și de fiecare dată se schimbă. Și de fiecare dată se schimbă. Numai că nu e cu bani niciodată. Este cu obiecte care eu reușesc să le iau la un preț bun, că iau bulk. Dar oamenii când văd televizorul la 4K, care ei și-l ar dori la ei living, telefonul ăla, ce dracu am mai pus? Îmi aduc aminte, că doar le-am aprobat și mi-au trecut PlayStation, să nu mai vorbim, deci am băgat unde am, în vreo două companii unde am vânzători majoritatea bărbați, fai de capul meu, le-am luat puști cu aer, cu dălea de... cum le zicem, de airsoft, vai de capul meu. Toți ziceau, nu putem să trecem peste 50 de telefoane pe zi. Nu putem, nu avem când. Și am dat provocare, 100 de telefoane pe zi, dacă reușești să menții asta timp de 5 zile, ai pușca de airsoft. Bă, tu știi cum le-au făcut? Ca pâine caldă. Și după aia ce am făcut? Nu m-am dus să pun responsabilități la 100 de telefoane. Te duci 80. Dar m-am dus la 70. Și au acceptat.
Și tu, practic, de la 50 ai ridicat la 70 foarte ușor prin niște pistoale. Exact, dar mai mult decât atât devine distractiv și nu mai este rutina de grila de bonusare constantă, e aceeași, ea rămâne aceeași, chiar dacă o faci săptămânală, chiar lunară, trimestrială, grila de bonusare e aceeași. Okay, dar asta e o zonă de bonusare în obiecte, dar înțeleg că e separată față de bonusul raportat la vânzări, de comisionare. Da, doar am vrut să zic de chestia asta, că crește foarte mult. Numai că aici nu este pe comisionarea, ea este pe cât a vândut. Pe value, efectiv, pe value. Da, pe valoarea aici, generală. Astea cu obiectele sunt pe KPI-uri care duc la vânzări mai mari sau la ce gen minute vorbite, tabelor vorbite, exact. Companii contactate și așa mai departe. Ok. La partea de comisionare, aici e mult în funcție de industrie. E mult în funcție de cât de jos poți să duci salariu fix. Cu cât poți să-l duci mai jos, cu atât mai bine. Sunt industrii în care poți să te duci la minimul pe economie și să fie așa. Sunt industrii în care nu-ți vine un vânzător cu 2000 de euro până când nu-i dai salariu fix, 2000 de euro. Aici nu pot să dau niște cifre așa sau așa sau nu știu cum. Dar pe tine, de fapt, ce te interesează cel mai mult în comisionare? Cât cum raportezi comisionarea, da. Ok, salariu fix l-ai stabilit, că e 1000 de lei sau că e 1000 de euro, ok, ai partea de salariu fix. Într-o zonă de servicii, de soft, hai să gândim la soft, la SaaS, model de business SaaS, da? Ai o aplicație pe care o vinzi cu 100 de euro pe lună, 1000 de euro pe an. Ai un vânzător pe care îl plătești cu 2000 de euro, hai să clarificăm și chestia asta. El poate să-ți aducă 10 clienți, între 5 și 10, ăla mai slăbuț, mediocru, ți aduce 5 clienți, performerul îți aduce 10 clienți pe lună. Cât îi dai comision? La 10.000 de euro value generat, cu 2.000 de euro cheltuieli salarii de bază și costurile tale fiind în SaaS sunt inexistente, în ghilimele. Presupune că ai scalat deja și că ești într-o economie de scală în care deci nu poți să faci un pricing. Ai spus 10.000 de euro income. 2000 de euro cheltuielile tale cu el, da? Mai era altceva, nu? Nu, și un număr de 10 clienți, dar nu știu dacă neapărat e relevant. Dar hai să punem exemplu și mai concret pentru mine. 2000 de euro salariu și el îți generează 6000, un 3x din cheltuielile pe care le-ai cu el. Atâta poate să genereze. În medie, asta e value pe care îl generează. 6000 pe an? Pe lună. Pe lună. 6000 pe lună. Și tu calculezi valoarea pe un an de zile a unui contract. Da. Nu, ăștia 6000 sunt value generat pe... Se aduce 10 clienți la 600 de euro. Pe valoare pe an. Atâta să plăti clientul pe un an de zile. Iar lifetime value, cel puțin 3x. Tu cât le-ai dat până acum? Păi am avut diferite abordări. Multe și diferite. Am avut și varianta în care am plecat de la un 4% pe value generat, de la un prag încolo. Deci, da, asta... Cum ai ajuns la cifra de 4%? Cum am ajuns? Cum ai zis să fie 4%? Burtă! Din burtă. Aveam de unde. Dar asta a trecut, acum mulți ani de zile făceam foarte așa. Mulți mă întreabă chestia asta. Cum calculez eu cât ar trebui să fie? Păi știi de la ce pleci? Nu pleci de la ce marjă ai, nu pleci de la care e salariul fix, nu pleci de la nimic de acolo. Tu pleci de la un vânzător bun, da? Cât ar trebui să câștige el pe lună? Final. Și tu zici că, bă, un vânzător bun pe lună ar trebui să câștige 2000 de euro. Ca să stea fericit, mulțumit și așa mai departe. Atâta trebuie să câștige un vânzător bun, da? Bun. Acum, dacă ăstea-s 2000 de euro, atunci, hai să vedem cât pot eu să dau în jos pentru salariu fix. Adică cât din ăștia 2000 de euro pot eu să-i dau ca salariu fix și încă să mai recrutez oameni. Eu am mers cu 50-50. Abordarea pe care am avut-o în general, asta a fost 50-50. Dacă a mers, foarte bine. Sunt industrie în care nu deci merge. Am avut un model de funcționare care a funcționat spectaculos în anii ăștia, cu creștere masivă an de an. Anul ăsta am zis hai să creștem la next level.
și am venit cu o abordare care n-a funcționat deloc, deci a fost daună totală. Și am zis așa, bă, ok, tu ai un salariu de bază și ai niște cheltuieli. Îți fac sumă pe salariu de bază și pe cheltuieli și am ajuns la, nu știu, 1500 de euro. Atât mă costă pe mine un om. Uh-huh. Da? E, până la 1500 de euro value generat, nu primești nicio comision, că e, de asta te plătesc. Uh-huh. Peste, îți dau 25% brut din diferență. Deci dacă tu ai 1500 de euro cheltuieli de bază, aoleu, și tu cât, faci 3000... La cât ți-a luat să-mi explici? Și mie mi se pare complicat. Complicat? Da. Asta e una, asta este unul din principiile grilei. Eu cred că am înțeles, dar nu am înțeles. Păi nu, am înțeles și eu unde bate, dar problema este așa. Pentru vânzător, cu cât faci mai complicat o grilă de bonusare, cu atât performează mai prost. Băi, deci să-mi bag picioarele câteodată, eu, de exemplu, de foarte multe ori, eu nu dau procente. Nu lucrez pe procente. Fac calculul cât ar trebui, cât ar fi procentul. Mm-hmm. Și dai procent, în cifră efectivă, exact, ca să nu poți să calculeze, pentru exact, că procentul s-ar este complica și mai mult. Ar da 200 de lei, eu aia spun. Pentru fiecare client ai de 200. Tipul ăsta ai 200 de lei. Funcționează de 10 ori mai bine, pentru că oameni, creierul nostru nu mai trebuie să muncească, stai cu procentul atât și mai mult decât atât. Pe tine nu te motivează niciodată 2%, te motivează ea 200 de lei, asta, te motivează ea 300 asta de lei. Asta validez, aduți aminte când am făcut la un moment dat o campanie de voucher și am testat 10% sau voucher de 20 sau 30 de lei și a performat da, de clar, valoarea mult mai bine. Că simte oarecum banul, palpabil, procentul. În afară de când trece de 50%, atunci okay. Se schimbă povestea. Okay. De exemplu, dacă îți spun că, uite, îți dau un voucher, da? Și ai discount, ai pe voucher, să zicem, zic 200 de lei sau 50%. Și amândouă, dacă e să faci calculul, ar avea valoarea de 200 de lei. Ăla cu 50% va performa mai. Asta e behavioral economics, Kahneman. La modul ce în care peste 50 sau da. Da. Deci când trece 50%, mindset-ul se schimbă. Ok. Ne plac astea cu 50, cu 80, cu, să nu mai vorbim de 90. 90 e 77, bă. 90-ul e Dumnezeu. Nu, acum. 90% discount. Da. Cât era după Amazon cu 90% discount? Bă, pe mine eu, nevastă mea face asta. Eu sunt, ea e cu ce e, ce oferte sunt și ce chestii sunt, hai să-mi iau ce e de acolo și mie mi se trezește, ok, eu vreau acum asta, caut primul rezultat da, care e cu Prime Dubai și după aia. Iar nu te-ai uitat? Nu m-am uitat. Are Prime. Dar cum calculezi salariul vânzătorilor, așa faci. Pleci de la, băi, cât ar fi ok, pentru că asta te scutește de enorm de multe probleme. Am văzut grile de bonusare, grile de comisionare, în care dacă ar fi avut, compania aia a avut mare noroc că a avut doar vânzători proști. Pentru, dacă avea vreunul bun, îl falimenta. Dacă avea vânzători buni, îi falimentau. Da. Pe grilele care a dat. Pe grile, da, da, da. Pentru că ei au zis, ok, trebuie să crească de la într-una, dacă el poate să vândă mai mult, atunci ar trebui să câștige mai mult și au început... Că ai 2% la început, după aia dacă atingi asta ai 3%, după aia ai 4% da, constant. Da, am pățit eu de fapt acum la aspectul ăsta, că am pus în procente. Poți întoarce, și... oricum la sumă fixă. Da, okay, deci și salariile ca să clarificăm aici, să sintetizăm e așa. Bonusare, comisionare și bonusare, deci comisionare săptămânală. Bonusare săptămânală. Și nu procentuală. Nu procentuală. Deci trei lucruri. Neapărat nu procentuală, că salariul de 50%, dar n-are cum. Și pleci de la salariul maxim pe care vrei să-l câștigi în vânzare. Și aici, ca să-ți dai seama, trebuie să cauți un benchmark în piață, nu? Băi, cam cât e salariul? Că poate să fie pe... Cam cât câștigă un vânzător într-o astfel de piață, cam de acolo. Și pleci la nivel de... uite, spre exemplu, la mine un vânzător într-un oraș micuț poate să câștige mult mai puțin decât unul într-un oraș mai mare. Plec de la nivel de oraș sau plec de la nivel de... De obicei, comisioanele sunt diferite pe regiuni. Pe regiuni, ok. Și mai văd o chestie aici relevantă. Cred că vrem ca oamenii noștri de vânzări să câștige mai bine decât la concurență. Să știi că și eu am făcut chestia asta și nu știu dacă e bine sau nu. Chiar, acum vezi asta, tu răzut? Cum vezi asta, răs? În ideea în care... Eu de fiecare dată vreau să-mi plătesc oamenii niciodată cu mai mult de 10% decât îi plătește piața. Mai mult de 10% în plus. Și asta am pus față, față să nu strici piața. Față de piață.
Pentru că tot restul înseamnă inflație și distrug piața. Mulți au făcut prostia asta. Eu, dacă piața a decis, forța de muncă, tot ceea ce se întâmplă, că valoarea aia, care, dar din nou, îi plătesc pe valoare, nu pe lună. Okay, ok. Pe valoare. Da. Ok. Dacă piața a decis că valoarea aia pe care omul ăla poate să o livreze, să zicem, într-o lună, este de atât, vreau să plătesc ceva mai bine, dar niciodată cu mai mult de 10%. Și nu uitați un lucru. Oamenii cu salarii mari, când nu e vorba de lider și manager, oamenii cu salarii mari performează prost. Ok. Statistic, pur și simplu, asta se întâmplă. Au incamul de bază asigurat și nu mai vor să mai... Okay. E călduș și bine. De asta e bine, de exemplu, și cu managerii, cu top managerii. După 10 ani, să plece să vină altcineva. Asta era, citisem și la un moment dat, că pool-ul 4-5 ani la un om de top management, care e pool-ul de timp în care să stea un director, spre exemplu, în companie? Și pentru tine și pentru el ca om? După mine este 10 ani. Poate 10 ani. Dar atâta timp cât performează. Okay. Dar să înseamnă că omul ăla trebuie să-l dai afară din companie, doar trebuie să schimbe rolul radical. Ok. Că dacă e un om bun, da, o să simtă singur, va performa. Okay. Și pe nou rol. Dar problema este că în 10 ani de făcut exact același lucru, ajungem să ne... să cu ochelarii de cai. Cu cât recanii, cu atât mai vedem doar atât. Și nu mai putem să inovăm, nu mai putem să... Ok. De asta și conducerea companiei. De exemplu, chiar dacă noi suntem antreprenori. De cel mai multe ori le crește antreprenorul 10 ani, după aia puneți dracu, CEO. D'acord. Lasă-ți CEO în spate. Ca să-l mai crească încă 10 ani și după aia să se schimbe CEO. Ok. Și în timpul ăsta creează dracu alte business-uri ca să poți să iei CEO de acolo când ți s-a dus, să-l duci în altă parte, că tot tu ai investit în el. Da. Aici de acord. Mentalitatea asta on show. Mi se pare super ok. Da, greu de gândit 30 de ani în avans. Pentru majoritatea oamenilor. Este, dar să știi că se antrenează, apropo de asta, că tu primesc întrebarea asta. Cum fac să gândesc pe termen lung sau cum fac să scriu obiective specifice sau chestii de genul ăsta? Băi, e exact ca la sală. Ridică dracu greutățile alea mai des. Același lucru este aici. Fă chestia aia mai des. Gândește pe termen lung mai des. Așează-te cu creionul, cu pixul, la tablă, cumva. Gândește-te pe, măcar o dată pe săptămână, gândește pe următorii 30 de ani. Și creierul începe să se antreneze, dar îți dai seama, noi e ca și cum ne-am învățat ochii să vadă doar până aici. Și după aia îi arăți că poate să vadă până acolo, păi o să vadă încețoșat. Sau treci pe lângă moarte. Din păcate, da. Treci pe lângă moarte, cât de apă, foarte aproape și o să înveți să gândești pe termen lung. E și o chestie care te, cum să zic... Din perspectiva mea există două modalități de a schimba oamenii. Una, că unii își vor și cu disciplină, trebuie să vrei și cu disciplină și timp. Okay. Sau a doua, șoc de te cași pe tine. Aș mai avea niște zone de abordat. Cum motivezi oamenii care sunt demotivați în cadrul companiei? Eu nu motivez pe nimeni demotivat. Cine e demotivat, pleacă. Ok, sau să se automotiveze. Eu nu angajez oameni demotivați. Ok, nu, să presupunând că se demotivează pe parcurs sau pe perioade. Bă, eu nu bag în motivație, îmi pare rău. Eu, treaba mea despre motivație e următoarea. Dacă până la vârsta aia la care ești angajat la mine n-ai reușit să spui frâiele pe tine să te motivezi singur, okay, atunci eu o să-mi pierd timpul cu tine. Okay. Ai obiective, ai resurse, ai cultură frumoasă. Asta e ceea ce ți ofer. Dacă în asta nu poți să te motivezi singur, du-te la mami. Și mai completez aici, că nu există oameni nemotivați. Ok. Nu există așa ceva. Ai o motivație indiferent ce faci. Dacă stai în canapea și te uiți la televizor și mănânci semințe și bei bere, și ai o motivație. Ok. Și hai să mai abordăm un subiect foarte, foarte interesant pentru toate companiile sau marea majoritatea companiilor, chiar astăzi discutam împreună și cred că aceeași problemă o să ai și tu, sau o ai deja și nu știi de ea, este zona de comunicare.
Sunt foarte mulți oameni, cel puțin în cadrul companiei noastre și la Adrian ce am văzut, care spun, bă, nu există comunicare. Cum definim această comunicare mai bună? Cum ar trebui să... Ce să aia ne nu dăm... există comunicare? Ce înseamnă asta? Uite, spre exemplu, am făcut un formular de feedback ieri la Adrian și am spus vreo 6 din ei, din 6 cât din 10, nu? Că nu există comunicare, nu? Da, e exagerat cu 6, au fost 2. Nu, n-au fost. Mă, și în continuare nu-i comunicare și eu nu înțeleg despre ce comunicare vorbiți, fraților, că eu văd că se comunică. Mă lași pe mine un pic? Da. Am văzut problema asta și la DVF. Așa. Și am văzut-o și la mine, evident. Așa, așa. Mai ales odată ce a crescut compania și a fost evidentă în relația dintre departamentul de IT și restul lumii. Pentru așa. Că IT-ul e zâna zânelor. Okay. În orice companie care are un astfel de departament. Concluzia, sau una din concluziile la care am ajuns este că, în primul și în primul rând, oamenii când spun chestia asta, de fapt spun că nu sunt ascultați. Și că nu-i ascultă nimeni, nu-i aude nimeni. Și atunci când dau ceva de spus, nu sunt lăsat să vorbesc. Am văzut-o într-o trimestrială atât de evidentă cu doi owneri care și-au adus tot managementul și au vorbit doar ei. Două zile au vorbit doar ei. Când venea departamentul de marketing și avea un punct de vedere, apuca să vorbească 12 secunde și unul din owneri spunea, da, așa e, gata, lasă că știu asta, hai să trecem mai departe. Și s-a repetat pattern-ul, stai două zile. Păi a zis, bă băieți, hai să înțelegem, de ce dracu ne-am adunat aici, ca să vorbiți tot voi doi? Și era și poziționarea foarte mișto. Unul într-o parte, unul în partea cealaltă. Și restul oamenilor la mijloc. Ei, deci asta cred eu că spun oamenii când spun că nu există comunicare. Că nu sunt suficient de ascultați. Că nu sunt auziți, nu ascultați. Că e o diferență între a asculta pe cineva și a auzi. Okay. Vocea lor nu e... Cum ar trebui să fie mai bine auzit? Păi aici ce propun eu sau cum văd eu lucrurile ține mult de relaționare și de partea asta umană, interumană dintre tine ca owner și manager și dintre manager și restul oamenilor mai departe. Adică ține de încredere. Știi ce e conceptul ăla de siguranță psihologică de care vorbesc ăștia în proiectul Aristotel de la Google? Okay. Cât de important este pentru un om să se simtă că este într-o zonă de siguranță psihologică? Adică, bă, am un loc de muncă stabil, da, lucrez într-o companie care știe ce face, știe ce vrea, are obiective, știe unde vrea să ajungă, da? Sunt parte dintr-o poveste. Da. Ce fel de poveste? Povestea trebuie să fie întotdeauna mai mare decât poate el ca individ să facă ceva cu viața lui. Okay. E nevoia asta de apartenență la ceva mai puternic. Eu de singur nu pot să fac un business de 100.000 de euro. Bă, da, vin la tine în companie și fac, uite, noi toți facem vânzări de 1.000.000, băi, suntem tari. Am și eu cu ce să mă mândresc. Mi se rezolvă nevoia asta de apartenență. Auzit, înțelegi, siguranța psihologică și în momentul în care vine feedback-ul, să se întâmple dracu ceva cu el. Okay. Că ce am observat, în momentul în care oamenii vin și spun, da, aia nu merge. Și ne întâlnim la următoarea trimestrială și ei vin cu fix aceleași probleme, aia nu merge. Iar asta îi duce în zona de... Avem probleme de comunicare. Așa, asta e percepția și modul în care văd eu lucrurile așa. Tu cum le vezi, Răzvan? De cel mai multe ori oamenii care zic că sunt probleme de comunicare sunt oamenii care comunică cel mai puțin. Ăștia dau feedback-ul ăla. Da, sunt de acord. Și asta pentru că este propria lor inabilitate interioară să stea în fața celorlalți și să-și urle nevoile. Ideea e odată să conștientizăm la cine, că nu toți au problemă. Sunt oamenii care au cea mai mare problemă în a se exprima sau în a susține ideile sau să aibă stima de sine necesară. După mine, eu cum rezolv chestia asta este prin a crea contexte inevitabile de comunicare. Pentru că dacă lași comunicarea să se întâmple când are ea chef, vorbesc cei care oricum vorbesc. Și atunci vii și creezi contexte inevitabile în care fiecare trebuie să vorbească. De exemplu, să ai o dată la două săptămâni întâlnire în care fiecare trebuie să spună, fiecare are alocat 10 minute în care trebuie să spună lucrurile pe care le-ar dori schimbate și ce are de gând să facă pentru ele și lucrurile pentru care e recunoscător la ceilalți. Trebuie să-i
obligi să facă chestia asta, pentru că încep și ies și prin faptul că ei comunică, atunci nu mai simt că au o problemă de comunicare. Dar asta funcționează atâta timp cât toate celelalte funcționează. Misiune, viziune, obiective, lideri buni, evaluare, responsabilități. Dacă astea nu sunt, am o paranteză aici, dar cum facem când eu întreb săptămânal treaba asta, pe fiecare, vorbesc de top management, bă, ce probleme ai? Hai să vedem cu ce vreau să... Nu am probleme, dar cu toate astea îmi spun că nu se comunică. Ia zi, răspundem la asta. Deci eu te întreb săptămânal, săptămânal. Tu îmi spui că nu, ai ceva, n-am probleme, sunt ok. Și îmi dai feedback că nu comunicăm. Ce ți-am spus eu? Ți-am spus un lucru. Au un timp în care trebuie să vorbească. Nu, trebuie să vorbească. În fața tuturor. Ok. Nu există, nu am. Nu există, nu am, ok. Trebuie să vorbești. Dar trebuie să le dau timpul ăla, bă, ăsta e timpul tău. Da. Okay. Crede-mă, tăcerea este cel mai de căcat lucru care se poate întâmpla. Să stea așa. Păi nu, și pe mine mă frustrează când n-am probleme, sunt ok. Cum mă, mai că le văd eu că ai, cum ce fac eu de vreo două luni de zile, greu, foarte greu, adică a fost cu penalizări, ca să ajungem la cu managementul. I-am pus să-mi trimit în fiecare seară, absolut în fiecare seară, un mail în care să, jurnalul îi spune, spovedanie îi spune, în care să-mi spună, în primul rând, provocările, problemele cu care s-au confruntat, ce simt ei despre povestea aia, absolut în fiecare zi. Și primesc de la unii, uite așa, de la alții, uite așa, am luat povestea asta din principiile lui Ray Dalio. Jurnalul problemelor, spuneau ei. Pe mine și pe ei ne-au ajutat foarte mult. Pe mine, în primul rând, m-a ajutat pentru că le-am dat posibilitate, le-am cerut ca în fiecare zi să-mi spun, să se confeseze. Cu orice credii, ce credii, că merge bine, că merge prost, cam de două luni, după trimestrială, imediat după trimestrială. Prea des? Așa au spus și ei, domne, că e prea des, IT-ul a venit că du-te dracu, o facem la o lună de zile, că nu stăm noi să spunem ție fiecare zi și așa mai departe. Acum s-a regimentat, deci toți managerii o fac absolut în fiecare zi. Pe mine unul m-a ajutat enorm, deci am o imagine clară, în sfârșit văd și eu cine, ce părere are despre cine. Cine, unde se blochează lucrurile, ce... Am descoperit cu surprindere cât de mult... Nu, vorbesc doar de management. Nu, doar oamenii cu care lucrează direct cu mine. Oamenii care sunt responsabili față de mine direct. Dar asta practic, că tu le ceri confesiunea seara sau că ar putea să discute a doua zi într-o întâlnire zilnică de un sfert de oră, nu e cam același lucru? Întâlnirea sunt zilnică, nu discutăm probleme. Da, nici nu e bine. Antreprenorii, una din cea mai mare problemă pe care o au este că ei se umplu cu problemele altora. Și una din modalități prin care eu îmi dau seama, de exemplu, un antreprenor, dacă totuși stă în rolul lui sau nu, este, îl întreb, zi-mi ce probleme ai avut ieri. Și dacă știe să-mi spună în detaliu diferite probleme în diferite departamente, îmi dau seama că omul ăla face mult prea mult micromanagement, ăla nu stă în rolul lui de antreprenor. Okay. Ideea este că noi cumva, toți oamenii, noi ne simțim mai bine când spunem o problemă, când o spunem cuiva. Numai că dacă noi, în momentul în care o spunem, mai ales antreprenorului, că e problema din business-ul lui, el se umple cu problema aluia, și nu mai are timp să se ocupe de probleme de care ar trebui să se ocupe el ca antreprenor. Corect. Strategie. Corect. Nu fac asta. Deci eu nu le rezolv problemele, să ne înțelegem foarte clar. Sunt nicio formă. Nici nu le dau soluții la probleme de multă vreme. Nu mă refer la asta. Deci, doar prin faptul că le citești. Am o viziune, atât. Asta mă gândesc eu. Doar prin faptul că le citești, te umpli de ele. Îți dă impresia de control, normal, că știi toate lucrurile. Uh-huh. Dar te umpli de ele. De multe ori îți fac până limite. Eu n-am și ceva de făcut cu viața asta. Dar problemele de aici tu mă umplu, cu care să mă umplu? N-ai probleme? Mai fă încă un business, mai fă încă trei produse, ai destui clienți B2B. La dracu, mai trebuie produse, trebuie produse. Trebuie, da. Așa e, da. Aici trebuie. Sau mai fă un copil. Am doi, mulțumesc. Nu face altceva decât dacă mai face
mai că mai facem copilii de luneva să mai mult de muncă, nu? Da. Și asta e adevărat. Perfect adevărat, da. Dar, dragule, tu n-ai ridicat niciun subiect. N-am ridicat. Hai, ridică-l. Hai, Silv. Hai să ridicăm și noi un subiect atunci. Deci de vânzări am învățat cum să ne angajăm vânzătorii potriviți. De cultură organizatorică. Hai că ne credem prea puțin, am învățat, dacă aici suntem... Păi, am luat niște principii. Am luat niște principii. Restul le găsiți pe TBV Digital. Cu reducere de 91%. Și 1%. Cea mai bine cadrată reclamă posibilă. Și natural, adică... Băi, m-aș apuca de treabă, ce naiba de probleme și de situații. Nici la ce n-am, din ce am dezbătut noi, ce mai tu vrei să ridici la fileu? Nu uite, asta era una dintre problemele mele, legată de modul în care îți recrutezi vânzătorii. Dar am înțeles că trebuie să te uiți, în primul rând, pe zona din care vin. Mi-a fost clar, am înțeles inclusiv partea de bonusare efectivă. Cum ar trebui să o gândești pentru fiecare vânzător în parte? Ești un erou. Eu nu sunt convins că am înțeles atât de multe lucruri. Păi e simplu, când ai încercat multe, ai de unde să triezi. Când n-ai încercat atât de multe, zici, bă, ok, am o idee, vreau să o iau, să o pun în practică, să văd cum funcționează. Cred că despre asta e vorba. Majoritatea oamenilor de succes au... N-au multe idei. Eu de la Răzvan am învățat asta cu recrutarea. Eu știam pe Răzvan cu mult înainte să ne cunoaștem personal. Mulți ani înainte. Videourile lui au fost extrem de urmărite la noi în companie. Dar am învățat asta cu recrutarea de atunci. Băi, durează mult. Durează foarte mult. Și e ok să faci triere. Noi am primit, anul trecut când am început campania, după ce am făcut-o, am... descentralizat departamentul de vânzări, am început recrutări din nou. În prima lună am primit 2000 de CV-uri, a fost ceva incredibil. Deci niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva, după care am tot păstrat și în continuare primim 1000 și ceva de CV-uri pe lună. Din 1000 și ceva, recrutăm unul. Primul director care l-am luat, mi-a luat o oră să decizia de a-l angaja. Ultimul director care l-am luat, am alocat peste 200 de ore. Și încă mi se pare puțin. Încă mi se pare puțin, că am alocat. Bine, cred că nici una, nici alta nu e ok, mi se par foarte extreme. Nu e vorba de extrem, nu, păi am trecut prin proces de research, am trecut după aia prin proces de filtrare, strângi un șorț de candidați, te vezi cu ei într-un fel. Nu a stat cu 1-200 de ore. Nu, aaa, n-ai stat tot procesul. Deci tot procesul, dar făcut cu 200 de ore. Nu, de la... Okay, de la trec procesul, trec ok, procesul. Are sens așa. Și okay. Încă simt, l-a luat, s-a culcat cu el, l-a făcut. Încă simt că... Și pe de-o parte mă frustrez că n-am alocat pentru toți directorii un pool atât de mare de timp ca să pot să fac și unii au fost luați pe viteză. Și acum văd beneficiile directorilor care am stat un pool mare de timp să văd pentru că am observat și niște lucruri în aceste întâlniri, în proces, da. Nu, la mine problema cea mai mare e exact asta, că nu am răbdare. Și de fapt, cred că aici e lecția cea mai importantă. Ai dracule răbdare. Trăiește. Păi de-le, că e CEO. Tu fac pe ei. Exact, și asta e adevărat. Stai să vezi și pe ea. Cam cât e de răbdătoare. Poate are răbdare. Nu, de-le are profil de CEO. Dar uite, asta e o altă chestie. Foarte mulți antreprenori nu au profil de CEO. Eu nu am. Nu-mi place să fac treaba de CEO. Și mie mi-a trebuit 20 de ani ca să învăț că n-am. Mie nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată să fac treaba de CEO. Nu sunt la fel de consecvent pe cât ar trebui să fie un CEO cu privire la anumite lucruri. Eu am făcut sistemele astea de management ca să pot să fac cât mai puțin management. Iar apoi să pot să-l deleg cu totul, să mă ocup de lucrurile care îmi plac cu adevărat și anume... oportunități, creare de business-uri noi, legat de parteneriate și să funcționeze bine, să las oameni care cu adevărat, sfatul pe care pot să-l dau este căsătorește cu cel mai bun CEO care îl găsești. Mișto asta. Bun.
Asta e chiar de încheiere, așa. Da. Bun, bun. Să ne-l trăiască CEO-ii atunci. Și un alt issue, nu cred că l-am abordat în seara asta, dar mi-am adus aminte acum că l-am avut într-un mastermind dedicat săptămâna trecută. Unul din colegii de acolo și prieteni cu mine a venit cu un subiect. Are un prieten foarte bun care lucrează în industria în care activează și el, director la o multinațională, pe care vrea să-l recruteze în companie, să-i dea și procente și așa mai departe. Și greșeala pe care o făcea și am încercat să-i explicăm cu toți era că el nu avea un post în companie pentru persoana respectivă. Nu exista un rol bine definit, ce ar trebui să facă persoana. Dar era omul ăla ar ajuta compania, ne-ar ajuta să mergem la următorul nivel, pentru că știm că e băiat bun și știm că avem încredere în el. Și etc. etc. Ceea ce e o greșeală pe care am făcut-o și eu, ce o facem, că am făcut-o, n-ai cum să nu o faci. Dar îți place o persoană, zici, bă, hai, vino la mine, cum să... De fapt, primii mei angajați așa au fost, pe ideea asta, n-aveam nevoie de ei, dar așa i-am adus pentru că ne cunoaștem și ar putea să facă, să facă treabă bună. Și atunci, greșeala de aici e asta, să știi bine ce vrei. Păi când angajezi un om care nu are rol, n-ai cum să-l evaluezi. Dacă nu poți să-l evaluezi, habar n-ai cât să-l plătești și dacă îl plătești bine. Nu știi ce obiective să-i pui, omul ăla va ajunge demotivat, mai ales dacă e un om bun. Ce dracu face? Un om bun are nevoie să aducă rezultate ca să stea motivat. Dacă eu am fost șocat când mi-a plecat un astfel de om. Mi-am adus aminte, m-a avut pe vânzări, a venit cineva dintr-o corporație în 2015 și a plecat. După 6 luni de zile a venit și a zis, păi, eu nu pot să... Până atunci îi dădeam eu afară. A venit el și zice, bă, dar ești nebun, ce se întâmplă? Ai salariu bunicel? Zice, bă, nu, eu nu pot să stau aici, că nu mă regăsesc, nu știu ce am de făcut, nu mi-e foarte clar. Mă duc, plec în altă parte. An de zile n-am înțeles ce a fost în mintea lui. Zic, bă, da, aveai tu ce-ți trebuie. Asta era problema. Nu exista niciun fel de obiectiv, nu exista niciun fel de KPI, nu exista nimic. Vino, fă și tu vânzări. Cum? Te-a pus acum, fă și tu treaba. Știi cum e? Că antreprenorii cred că dacă zic o chestie, bă, ai libertate să faci ce vrei, e bine. Dar ai pierdut oamenii când le-ai dat asta. Când i-ai dat, ai libertate să faci ce vrei, ei blocat, nu mai știu să facă absolut nimic. Okay. Nu e, deci, la fel cu oamenii care tocmai și-au vândut un business, au făcut un exit. După aia, bun, au câteva milioane sau zeci de milioane în bancă. Să vedem și noi Daniel aici. Și acum, ce fac? Că poți să faci cam orice. Și ajung în depresie. Cu mulți a trebuit să-i țin într-o direcție în care, băi, mâncați așa ochii. Găsește-ți neapărat încă o viziune, că te duci în cap, te duci în cap ca om. Deci voi credeți că exitul ăla, care îți bagă câteva milioane, zeci de milioane în cont, ăla este de fapt un moment de celebrat. Ăla va fi unul dintre cele mai dramatice momente pe care le veți trăi în viață. Că te rup de poveste. Te rup de poveste, poți să faci orice, dar nu mai știi ce să faci. Nu știu eu ce știu. E groaznic. Am mai trecut printr-un exit. Așa este. M-a dat peste cap, mi-au trebuit vreo 7-8 ani să-mi revin. Și n-a fost la nivel de milioane, dar a fost semnificativ pentru viața și contextul în care trăiam atunci. Dar în primul an de zile, cel puțin, am fost daună totală. Somn, non-stop, dormit. Eu mi-am luat un an sabatic. Da. Am crezut că nebunesc. Mi-am făcut atelier în living, în apartament. Aveam circular. Aveam circular în apartament. Aveam tot felul de... Mi-am construit un CNC de la zero. L-am construit, a mers, i-am dat drumul. A frezat acolo ce i-am dat eu. După aia l-am demontat. Deci a fost absolut groaznic. Anul la sabatic, fără un scop, fără... Nu e o viață plăcută. Eu cu ce aș vrea să termin, cred că sper pentru noi toți, cred că e cel mai important lucru pe care eu l-am învățat în business. Două lucruri fac un business fun, distractiv, care vrei să nu faci niciodată exit, vrei să dăinuiască cât o fi, pentru că pur și simplu te distrezi în el. Oamenii cu care lucrezi și la ce lucrezi. Oamenii cu care lucrezi trebuie să aibă mai multe fațete care să-ți placă. Una
să existe chimie, să-ți placă să stai cu omul ăla. Dacă nu-ți place să stai cu omul ăla, poate să aibă el aur în cur, nu contează. Doi, să fie ai dracului de bun în ceea ce fac. Dacă doar tu înveți pe ei și ei nu te învață pe tine, o să ajungă să nu fie ok. Nu o să-ți facă mare plăcere. 3. Să aibă caracter. Să nu te gândești dacă mă minte, dacă face, dacă... Să aibă caracter. Și lucrurile la... Asta, la ce lucrezi, vine abia după cu cine lucrezi. Pentru că poți să-ți alegi la ce lucrezi abia după ce ai oameni la care le-ai dat obiectivele trimestriale și ai putut să te dai în spate și pentru că știi că oamenii ăia se descurcă și rezolvă probleme, își rezolvă singur problemele, fac singur lucrurile respective, atunci poți să faci, să te ocupi de lucrurile la care ești bun, dar le și iubești să le faci. Okay. Și atâta timp cât îți găsești asta în business, sunt foarte distractive. Dacă nu-ți găsești asta, chiar dacă asta nu înseamnă că nu e greu. E greu, dar e distractiv. Și până la urmă, sper ca oamenii să-și dorească o viață ușoară. Sper ca oamenii să-și dorească o viață grea, dar a dracului de distractivă e semnificativă. Asta e, cred că, cel mai important lucru pe care eu l-am învățat de când fac ceea ce fac. Mai am o chestie de punctul aici, de final. Ce faci dacă chimia și toate punctele care le spun mai devreme le ai cu un om și omul ăla în primii 5 ani de business sau astăzi livrează și peste 3 ani pur și simplu business-ul a crescut atât de mult încât el a rămas la un nivel jos, n-a crescut atât cu business-ul. Același lucru, ăla este un om care nu mai are abilități. Hashtag marți. Și nu trebuie să fie pentru toată viața. Asta e, câteodată avem călătorii, ne întâlnim cu cineva, avem un drum comun împreună, o perioadă după care nu trebuie să fie cu supărare, nu trebuie să fie cu nimic. Okay. Dar cât eu, să fie fain. Eu am o vorbă, ajută-ți prietenii de a fă contract. Cam așa ar trebui să fie și cu partenerii sau cu oamenii. Ai încredere în ei 100%, pentru că dacă n-ai încredere, dacă nu pleci la drum cu încredere, n-ai cum să ajungi în niciun loc bun. Corect. Dar fă contract pentru tot restul. Fă contract. Okay. Este sfânt. Dragilor, dacă aveți nevoie de, pentru companiile voastre, de cursuri de limbi străine pentru angajații voștri, Silviu are cea mai mare companie EUCOM pentru care face așa ceva și este absolut extraordinară. Dacă aveți nevoie de ochelari, de lentile, de ce naiba mai vinzi, mă? Accesorii. Dacă aveți nevoie să vă aranjați barba, nu ca mine. Lenza, compania lui Daniel și Original Barbershop. Și Original Barbershop vă rezolvă toate astea. Dacă aveți nevoie, și ar fi bine să aveți nevoie, să vă țineți safe, să știți toți furnizorii cu care lucrați, toți partenerii cu care lucrați, care e situația lor financiară, dacă au probleme, dacă vă expuneți voi la probleme, că nu vă mai plătesc facturile, că pleacă în Spania, ar fi bine să aveți, orice companie ar trebui să aibă un cont în termene.ro, pur și simplu, pentru a avea această siguranță și el este Adi, el a fondat termene.ro și el vă poate ajuta acolo. Eu am fost Răzvan Căzănescu, n-am altceva să vă dau decât o ultimă vorbă, să rămâneți nerezonabili.